Bună ziua, bună ziua, bună ziua! Happy Pride la toată lumea! Ai fața aia de dimineață, acum te-ai trezit? Nu, doar așa ai fața mea, prieten drag. Mulțumesc de compliment. Bună ziua la toată lumea! Nu azi cu parfumurile, facem parfumurile duminică, cred. Sâmbătă sau duminică. Îmi place foarte mult să snipuiesc oameni care intră pentru prima oară pe Twitch și hiperventilează în cele 6 minute în care aștept să vă strângeți. Unde e? Ce se întâmplă? De ce nu mi-apare? E ceva de la mine? Ce se întâmplă? De ce nu-l văd? Bună ziua la toată lumea. Da, aveți timp să trimiteți poze cu parfumurile dumneavoastră. Și mi-au scris mulți oameni, mi-au scris câțiva oameni că nu trimit poze cu colecția lor, că e prea mică sau că e prea parfum prea ieftine. Și nu înțeleg de ce. Trimiteți cu tot ce aveți, că adică nu vreau să fac doar cu căcaturi de nișă sau mai știu eu ce. Și eu am parfumuri foarte ieftine în colecție. Că și sunt multe care sunt foarte bune. Da, bă, hai, la mulți ani și la copii, dă vă dracu. Desigur, parfumurile să fie recunoscibile, adică nu se pot să-mi dau cu părerea despre, nu știu, ceva random găsit pe Emag sau whatever. La Bușu trimiteți pozele. Urmăriți-mă pe Instagram ca să nu mai hiperventilați. Anunț acolo toate astea de trimis. La Bușu San pe Instagram trimiteți pozele cu colecția noastră de parfumuri. Dar nu-l spamați pe om. Trimiteți și voi o poză, două. Am două parfumuri și ambele vin de pe vapor, luate pe sub mână. Respect. Bună ziua la toată lumea. Ce cu copii? Urăsc copii! Confirmat! Am văzut TikTok-ul ăsta, m-a uns pe suflet. Apropo de domnul Caius Covrig, domnul hotel de 5 stele, de 4 stele. Vă rog, este ceva absolut amazing. N-am avut deloc zile liberă, singura mea zi liberă, duminică după ora 4. Efectiv am râs cu spume când am văzut drama cu acest băiat, pentru că ăsta a fost colegul meu de școală generală. Și băiatul meu povestește despre cât a muncit și ce greu să fie antreprenor în condițiile în care el la 16 ani primea cadou un BMW în America, unde era mutat să facă basket la liceu. Pentru că știți și voi, dacă joci basket în școala generală în România, nu știi când ajungi la liceu în America să joci basket. Că nu, mamă, ce scouting să face pentru basket de liceu american. N-are nicio legătură cu faptul că părinții lui sunt plini de bani sau cu hotelul pe care l-a preluat în Bușteni și căruia le-a pus numele lui. Este fostul hotel al părinților lui și el doar s-a ocupat de renovări și acum s-a gândit hai să fiu manager de hotel și influencer, bineînțeles. Nu, el este un antreprenor care muncește. El, ca să poată să facă clipuri cu friptură crudă pe Instagram, n-a dormit zile, s-a trezit la 4 dimineața să joace basket în America ca să ajungă el mare hotelier la Bușteni. Am făcut deci clipul ăsta, dar vreau să vă zic că nu știu care era mai jenant de toate clipurile lui. Dar nu-i nimic mai amuzant decât un copil de bani gata, despre care știi foarte, foarte clar cât de bani gata este, care vine și te flexează pe internet cu munca pe care a depus-o să ajungă unde este. Pentru că sunt sigură că oricare dintre noi ar fi fost un mogul hotelier dacă avea părinți mogul hotelieri care îl plimbau în America toată copilăria și toată viața. N-am avut... Bă, da, e atât de interesant pentru... Cum să zic? E interesant psihicul copilului de bani gata.
În sensul că cum nu te aștepți ca chestiile astea să iasă la iveală despre tine? Gen, cum nu te aștepți, adică pe lângă că cum nu te aștepți să existe comentarii ca mine, ca Dragoș Neacșa, ca whatever, care să râdă de tine cu informații de suprafață pe care tu le expui, cum nu te aștepți ca foștii tăi colegi de generală, de liceu, de facultate, de știu eu, să nu iasă la un moment dat să zică chestiile astea, lucruri care se și întâmplă. Și asta mi se pare fain, gen, conceptul ăsta de eu sunt prea puternic și sunt prea important și sunt prea bun la toate, că așa, nu-i așa, așa ți s-a implantat în creier. Că tu având bani și având ai tăi bani, tu ai reușit să faci mult mai multe decât compatrioții tăi, decât prietenii tăi, decât ăla, și s-a implantat în creier că tu ești cumva superior, tu ești mai tare, tu ești mai bun, tu ești mai... Și asta mi se pare fantastic și când se lovesc de o realitate din asta și știu, I know for a fact că se zvârcolesc pe jos de draci și că nu le vine să... Că nu, că ăștia mă urăsc, că ăștia sunt invidioși, ăștia sunt... Absolut amazing. I love it so much. Și mai sunt o căică de... Bine, se pare asta că de lipsa de stat cu picioarele pe pământ. La ziua afară, Oana, Mexi de 22. Lipsa de picioare pe pământ pe care o au gen toți, orice copil de bani, gata. Care, nu știu. Nu știu, zic și eu, intri pe TikTok și vezi pe cineva de, nu știu, 20 de ani, 22 de ani. Uite, pe persoana din TikTok aici în chat, respect. Intri pe TikTok și vezi astea, persoane de 20-22 de ani, cum stau jumătate de an plecați pe undeva, nu știu, am stat jumătate de an în Milano. Și pe urmă vine după jumătate de an în Milano și zice, păi acum fac business-ul meu, cunoște. Păi și vezi în comentarii că că lumea pune botul, asta mă supără de fapt cel mai tare. Și vezi în comentarii, wow, ce tare, ți-ai deschis propriul tău business. Ce interesant. Și gen, pe urmă continuă să posteze, gen, o zi din viața mea la muncă, la nu știu ce. Și gen, sunt numai videouri de alea de... Astăzi am ieșit la cafeluță cu două prietene și pe urmă am făcut trei poze și pe urmă... M-am văzut cu iubitul meu și pe urmă am mai făcut trei poze și asta a fost ziua mea de muncă pentru business-ul meu. Păi și te uiți așa și efectiv nu-ți vine să crezi că lumea pune botul. Adică, mai știu de ce punem botul, că sunt copii majoritatea care pun botul. Dar asta știi că zici, wow, ce tare, ce interesant, vreau și eu să fiu, nu o să fiu niciodată ca persoana aia. E efectiv o persoană pe care o țineai pe bani. Wow, ce interesant, trăiești o viață de vis, da, pentru că au ei bani sau ai lui. Pare absolut amazing, ăștia, copii de ăsta, băieți de ăștia de 20 de ani cu BMW de 80.000 de euro. Și treaba aia pe acolo, cum, wow, cum ai făcut să ai, cum ar fi putut să facă? Cum nu există un singur răspuns la chestia asta? Este un singur răspuns. Mă rog. Și asta și mă și trigăruiește pe mine personal atitudinea de copil de bani gata care știi, își dă importanță. Gen, am mai zis chestia asta o dată. Bă, am mai cunoscut și eu copii de bani gata, am mai avut prieteni prin cercul meu care erau copii de bani gata, cu părinți foarte bogați, tot așa, trimiși pe la școală, pe la whatever. Bă, da, unii dintre ei au self-awareness. Au conceptul de, a zice, da, mă, nene, pula mea, m-am născut, na, ce vrei să fac acum? Eu dat ai mei, bă, da, mi-am luat mașina asta că te vei, ce să fac acum? Ce să fac acum? Eu încerc să make my own thing, dar ce să fac acum dacă aici... Știi, adică cumva o chestie care e normală, că na, nu poți să te alegi unde te naști. Chit că te naști undeva bogat, chit că te naști undeva sărac. Da, te-ai născut bogat, aia e, se întâmplă. Dar știi asta, gen ascunzișul faptului că te-ai născut într-o familie de bani gata, de bogați și că ești un copil de bani gata, și mergi așa constant pe burtă pentru niște copii, că efectiv asta se întâmplă. Mergi pe burtă pentru niște copii, ca niște copii să te pupe în cur pentru că tu ai lifestyle-ul pe care ei nu-l au. Pare absolut... Am fost cazat la hotelul ăsta în vara anului 2020, în plină pandemie. Nu se respecta nicio normă anticovid. Parcarea hotelului e strada. Tare.
Da, efectiv, da, ei nu înțeleg conceptul de muncă. Ei au impresia că orice activitate e muncă, exact, da. Foarte bine zis. Foarte bine zis. Efectiv, orice, în momentul în care ieși din casă, tu ești, tu muncești. Faptul că te duci și socializezi la cafeluțe, e muncă. Faptul că te duci să faci poze la trei ciurucuri de le vinzi, e muncă. Și vă jur, efectiv, că eu cu mintea mea de adult și cu faptul că văd, na, că știu lumea din București la ala, bă, toți sunt, bă, efectiv, nu există unul, efectiv, toți ăștia dau vieți de-astea, lifestyle, căcat, hai, efectiv, oricine face content de tip, hai să vă iau cu mine într-o zi din viața mea și doar ăsta e contentul persoanei respective, este un copil de bani gata. pentru că un copil, nu neapărat sărac, un copil dintr-o familie obișnuită sau săracă, n-are chestii atât de interesante de făcut în fiecare zi. Că n-ai cum, că trebuie să mergi la muncă. Sau la școală sau la whatever și ești distrus psihic încât să stai în fiecare zi să faci content de tip hai să vă iau o zi cu mine în viața mea interesantă și estetică. N-are caios, pare că are nici la hotel, nici la restaurant. Like straight up. Ăsta este hotelul? Urățenia, ăsta e hotelul? Cred că e... da, e din 2019. Acum e ultima, 2019, cred că l-a renovat. Da, efectiv, n-are parcare. Vii și parchezi aici, la parcare interzisă și aia e. Ghinion. Și da, a dat o cărică de nume în chat, da, și toate persoanele alea la fel. Și again, n-am o problemă cu ele, să le dea Dumnezeu sănătate. Dar mă fascinează, știi, asta, nesimțirea, să nu știu cum să-i zic altcumva. De a flexa pe niște copii, mă nene. Fără să menționezi, știi, că stai pe cardul lui maică-ta. Și mi se pare fantastică asta și că vezi în comentariile tale că copiii pun botul și că pun botul la cele zici tu, eu câștig bani din influencing. Ce influencing, măi, fetiță? Ce influencing? Ai făcut două reclame toată viața. Ce influencing? Știi că sunt și ăștia de să lansează ăla, deși ia mașină de 50.000 de euro și zice, da, păi, din banii din YouTube, din banii din... Gen, efectiv, eu cu tot ce fac de 2-3 ani, de când în timp fac chestia asta și fac mai mulți bani, eu nu pot să justific o mașină de gen 30.000 de euro. Efectiv, nu pot să justific. Pe leasing, nu pot să justific din banii pe care îi fac eu. Și ăla vine în pula mea cu mașină de 50-80.000 de euro. Da, asta din banii pe care îi fac de la branduri, de la... Și asta mă supără că văd că copiii pun botul și genii, știi, zici, da, poți într-o zi să ajungi și tu ca mine. Într-o zi, dacă ai destul ambiție și tu poți să-ți faci propriul tău brand de vândut chestii de tip ciuruc. Poți să-ți faci și tu în orice secundă, nu știu, să-ți iei apartament ca mine în Băneasa... Și să, ok, gata, mă opresc, că nu, adică nu vreau să dau nimeni, că majoritatea sunt copii și au mentele de copii și ei. Adică că sunt astea, fetițe și băieței de 20-23 de ani maximum, care, they don't know better. Adică de-aia nu prea dau niciodată nume când zic de astea, că știi, sunt imaturi la rândul lor, dar mă termină psihic. Nu trebuie să justifici mașina dacă o iei în regim mixt pe SRL. O iau pe Moca pe SRL. O iau, e ca și cum aș lua-o pe Moca pe SRL sau cum. Dacă o iau pe firmă, e Moca dintr-o dată. Cum ar fierbe sângele în mine să zică fiul că e businessman când eu îi plătesc chiria? Efectiv! Efectiv, man! Sorry guys, am fost în meeting și a luat fire mașină până la urmă.
Eu cred că ești invidios. Dacă crezi destul în tine, ajungi să faci banii aia, să-ți faci poftele. Normal că sunt invidios. Normal că sunt. Cine n-ar fi invidios? Invidia este un sentiment perfect uman și normal. Normal că sunt invidios. Când văd câți copii pun botul la vrăjeală de tip, sunt antreprenor. La 20 de ani sunt antreprenor cu Rolex la mână. Când eu la 20 de ani stăteam și munceam 12 ore la birou. Sunt antreprenor. Cu un mic împrumut de la ei mei m-am făcut antreprenor. Ah, damn, nebunie. Normal că sunt invidios, eu care n-am primit un ban de la ei mei toată viața. Salut, sunt dealer auto, fai minte, a venit acum câteva luni să se uite la un bolid italienez la noi. Da, bolidul italienez în discuție este un Fiat 500. Simon Gay, mulțumesc de 5 euro. Happy Bride, vă iubesc pe toți. Respect, mulțumesc. Happy Bride ție. Acum vorbim de Dobrincu. Nu, man, vorbesc de absolut tot. Copiii de să lansează pe TikTok, pe banii alor lor. Sfaturi de cum să scăpăm de mentalitatea de sărac? Sigur că da. Încearcă să te naști într-o familie bogată. A, și asta voiam să zic apropo de nivelul de privilegiu, că privilegiu nu vine doar din banii de la ai tăi, dar tu cu banii de la ai tăi, guac, mulțumesc pentru 29 de luni, bună ziua. Tu din banii de la ai tăi, nu-i așa, îți construiești o carieră pe social media, pentru că cu bani poți să faci content pe social media, foarte simplu. O zi din viața mea, închiriezi un studio, faci un videoclip dacă vrei să cânti, faci cu bani, tu practic îți lansezi, știi, o carieră pe social media și într-adevăr, într-o zi, poți să ajungi să trăiești foarte comod din social media. Și adică că privilegiul nu se oprește la faptul că ai primit bani de la ai tăi. Nu, privilegiul continuă pe parcursul la toată viața ta. Și tu ești, nu, banii ăștia sunt din brandul meu, din care fac 6.000 de lei pe an. Bă, vă rog frumos, când mai vedeți de ăștia, copii de ăștia de își fac brand-uri, căutați-i pe firme, pe listă firme. Căutați brandul pe listă firme. Cauți acolo, ai brandul ebaschetti.ro, cauți listă firme ebaschetti sau intri pe site-ul ebaschetti și vezi acolo SRL-ul. Efectiv, sunt toți fac 6.000 de lei pe an. Fac 10.000 de lei pe an. Gen cât sparg pe 2 zile de vacanță. Ce e cel mai sad pentru mine? Când îi văd pe antreprenorii ăștia de pe TikTok cum cerșesc atenție, că e atât de obvious, they're trying to fill gaura din ei, o gaură lăsată cel mai probabil de părinții care le-au fi dat bani, dar obviously nu le-au dat atenție, iubire și validare. Da, acum, probabil așa e de multe ori, dar nu o să stau să plâng de milă la copii de bani, gata. Tot respectul. Poftim? Stai așa, Cezar. That's funny as fuck, stai așa. Să se vadă până atunci TikTok-ul ăsta lui Adrian, că mi-a plăcut mult. Bă, boss, tu primești foarte mult hate, dar eu zic că pă degeaba. Adică cine are ochi să vază cu niște combinații, înțelege că pe tine te duce capul. Tu ți-ai făcut abator și l-ai trecut în acte restaurant și hotel ca să nu mai plătești taxe în plus, nu? Că la abator trebuie să plătești de-alea cruzâme, la animale, chestii. Te ducea mai mulți bani, înțelegi? Te-a dus mintea și mă jur dacă nu te respect pentru chestia asta. Și vaca asta de... ai pus-o în videoclipul ăsta? Nu renunțam la ea. Chiar un veterinar, eu am văzut alte vaci și mai stadiu mai avansat, care trăgea să moară și... e bine, mersi, trăiește, a făcut 15 ani. Deci nu renunța. Nu renunța la ea. Cezar, video-ul ăla este currently unavailable, omule.
Stai, poate nu mi-a mers bine mie link-ul. Da, vezi că ți l-a dat jos, probabil. Trimite-l și tu pe Instagram, dacă l-ai salvat. Trimite-l ca fișier pe Instagram. Am văzut acesta nici mai avansat. Dar e funny, m-am uitat la contentul lui. Am avut și o dimineață de față la Ceacceaf și am stat trec o oră în pat pe TikTok și m-am uitat efectiv prin tot contentul lui de pe TikTok alu domnul Caius. Și zice într-un video de pe TikTok, dar cu gen 3 luni, că lui cel mai mult îi place Vita, cred că medium rare a zis, da, adică gen făcută la jumate, dar spre rare, da, medium rare, cred că, nu știu, mai, dacă nu vă pricepeți, poate, doesn't even fucking matter. Zice că lui îi place Vita servită medium rare și după ce l-au prins cu Vita crudă, zice, nu, mie îmi place blue rare, care este gen... Și e gen mai crudă ca rare-ul, e gen o stupizenie din punctul meu de vedere, da, Marc. De fapt, stați că am, cred că există poze de alea. Cum se numește beef chart? A scris beef chart cook, atât se poate. Deci asta e medium, așa cum o găsești de cele mai multe ori prin toate, așa cum se servește de cele mai multe ori prin restaurante. Și gen blue e, again, o stupizenie din punctul meu de vedere, care na, e aproape crudă. Și oricum nu e deloc safe de mâncat din, cum îi zice. Adică mă, nu prea ai ce să iei de la vită, dar nu este tocmai safe de mâncat. E teoretic Nigeria, nu e tocmai safe, da, Marc? Vărule, ce-a prezentat în TikTok-ul ăla e yellow rare, că faci TikTok de la ea. Walking rare. Imediat, stai că mi-a trimis un om ceva funny. Trebuie să bag link-ul manual. Mă scuzați, dar cred că o să fie funny. Put! Două secunde. Vita n-are salmone la rege. Stai așa că mi-a dat să downloadez omul. Ia din ce virus mi-a dat aici. Pentru mine. Ok, dacă asta este ce zice omul că este, cred că o să fie cel mai amuzant căcat din lume, ia. Pentru mine. Stați să vă ce ați mai întrebat aici. Mersi frumos, te salut. Și eu te salut. Lambo e fiță ca idee. Băi, nu mai fiți așa, cum să zic eu. Am zis și eu de câteva ori. Ca idee și acum îl transformați ca tic. Nu este niciun tic. Știți că aici, salut, sunt la camera 11, am rămas blocat în cameră. Milionar, păi, nu știu cum să vă spun, dar dacă am hotel și proprietă și astea, să știți că a fi milionar în ziua de astăzi... Efectiv s-a blocat ușa și nu pot ieși probabil, dar ascultați-l ce zice el. Ascultați-l ce zice el, că are proprietăți, că e milionar. Ca idee și acum îl transformați ca tic. Nu este niciun tic. Ești milionar, păi, nu știu cum să vă spun, dar dacă am hotel și proprietă și astea, să știți că a fi milionar în ziua de astăzi
Sunt foarte multe persoane milionare. Ca să înțelegeți voi ce înseamnă acest lucru, a fi milionar înseamnă să ai toate asset-urile, cu toate, efectiv, toate proprietățile, toate asset-urile, tot cash-ul tău peste un milion de euro. Adică poți să ai două apartamente de 300 de mii, să mai ai o casă și cam gata, ești milionar. Dar a fi multimilionar e diferit. Bagă, doamne, ce a băgat omul meu pe banii aloc lui. O poveste din jacuzzi. Mamă, păi trebuie să... Deci, vreau, da, deci dacă vrei să bag o poveste foarte, foarte amuzantă din jacuzzi, deci vă promit că nu am spus-o, trebuie să ajungă la 10.000 de like-uri. Deci dacă dați toți, că sunteți acum 200 full aici pe screen, vă promit că vă dau o poveste senzațională pe live. Vă promit. Deci ăsta i-a scris, salut, s-au luat camera 11 și s-a blocat ușa cu mine înăuntru, la recepție nu răspunde nimeni. Promit, așa că dați aici taps în continuu să fie cât mai multe like-uri. Dați aici cât mai multe like-uri. Salut, stau la camera 11 și s-a blocat ușa cu mine înăuntru. La recepție nu răspunde nimeni. Cum să nu răspundă? Chiar acum ești la camera 11? Sari pe geam. Da-ți blană, blană. Da. Da. O secundă. Bogdan, vino puțin, te rog. Acum, Alex, îmi cer mii de scuze. Nu s-a întâmplat niciodată. Du-te, te rog, că sunt pe live la hotel și cineva la camera 11 nu poate să iasă din cameră, s-a blocat camera. Du-te urgent și... Da? Alex Rădulescu, o să ai un pahar de vin spumant de Prosecco din partea mea, ca ei. De, dacă ești cu prietena, o să vă dau două pahare de Prosecco din partea mea. O, două pahare de Prosecco dacă vii cu gagicuța. Pentru acest inconvenient, îmi cer mii de scuze. Nu s-a întâmplat. O să-i dea lua la Prosecco, că la s-a blocat în cameră. Dar niciodată să se blocheze cineva în cameră. Acum nu veniți toți că v-ați blocat în cameră să o luați. Super, mulțumim, omule Dragoș. Râs-o cum de Cezar. Bă, acum adevărul e ce trebuie să-și faci. Trebuia să-i zică că poate era adevărat ce să-și faci. Also, am văzut că acum se duce în cameră după ce ies clienții și arată la ce s-au uitat pe YouTube. Da, foarte profesional, da. Nu, e când vă zic, băi, nu știu, e un... Nici nu vreau să zic țărănism, că nu vreau să jignesc țăranii, să le dea Dumnezeu sănătate. Bă, dar e un, nici știu cum să-i zic, o lipsă de asta de orice înseamnă profesionalism, orice înseamnă... experiență în domeniu, cum îi zice, în domeniu ospitalier. Bă, ceva, deci vă rog eu frumos, hotelul de 4 stele, da, care se uită la istoricul oamenilor de pe YouTube. Haideți să vedem ce caută oaspeții de la Caius pe YouTube. Prima cameră, motocicliști versus idioți în trafic, sexually music, Audie soft, recorder, Adi de la Vâlcea, Caruso, Taraful de la Vari Below, Horror Stories Animated și Inimă Stai. Hai să trecem la următoarea cameră. Ajuns în cea de-a doua cameră. Stand-up comedy, Dar ce-am făcut șeful, Las Fierbinți, Wim Hof, Grevă Generală Învățământ, Danul Sa Survivor, Simona Hayek, Gigi Becali, FCSP, Cod Galben și Nelu Bălan, New York. Lăsați acolo un mare comentariu dacă vreți să vedeți și ce caută alți oaspeți în celelalte cameră. Vă pup pe toți și vă aștept la Caius. Vă dați seama că aștept un fire de acolo. Da, și nu știu dacă ați văzut, i-am văzut că a filmat la un moment dat în camere, bă, camerele arată penal. Nu penal, dar gen arată ieftinachis, că zice el de, Doamne, loc sudă pe lume.
cel mai luxos hotel. Și arată din mine, are niște măsuțe de alea în loc de noptiere, e ceva... Stai să găsesc. Și dacă ați văzut că nu prea filmează prin camere. Gen să facă tururi de camere în shit. Sau poate n-am văzut eu. În ce hotel? Măi, măsuțele astea. Măsuțele astea de laptop. Astea pentru cine nu știe sunt măsuțe de laptop, nu sunt noptiere. Astea sunt gen măsuțe mici de laptop. Ca să-ți pui laptopul pe ele cât stai pe canapea sau pe scaun. Ați mai văzut paturi electrice reglabile după preferințele fiecărui oaspete. Pat de spital la hotel. Să te uiți la televizor, să te ridici patul. Luxul ăla mișto. Vă pup și vă aștept la Caius. Dar acum sunt curios de ce review-uri are la hotel. Caius Bușteni. Adică am mai văzut comentarii pe la el în care zicea lumea că, ba, că e nice, că, ia, că le-au plăcut, că whatever. Cum fac să nu mai mi-apar în engleză? Oare? Cum fac să nu mai apar în engleză? Nu știu cum să nu mai fac să mai apar în engleză, fiecare a trecut de viață. Da, da, am văzut în comentarii la mine de-astea despre hotel, cum am fost în cantonament și am făcut toți toxinfecție și mai departe. Ce să iau o cameră la Caius, vrei să mă bat ăsta cu bodyguards acolo? Oh, ce enervant! Nu înțeleg. Trebuie să-mi pun tot contul de Google în română. Ence Manuela, mulțumesc 29 de luni cu tier 2, să rumna. Whatever, hai că citim în engleză aia. O stea din... Desigur, o să le citesc pe alea negative. O stea din 5. I was featured in a TikTok video without my consent. A video that was recorded by the owner. The place has a pleasant location, but the hotel itself is mediocre. There's a peculiar atmosphere in the restaurant where the young owner does odd things on the internet. The food is definitely overpriced. Overall, everything felt unprofessional. I have no intention of returning there in the future. Face provocări cu aia pe TikTok. Bă, Caius, ai pierdut. Te provoc să scuipi în farfurie la un... Bine, sincer, pare a fi de troll, n-am să mă mint. Adică, na, poți să-i lase și ăștia la troll review-uri. Nu merge pe incognito, am încercat. My review is a free star only because the owners are doing live streams on social media apps and beg / ask for positive reviews. Literally are using promoting websites and beg people for 5 stars on Google so they can set tourist traps for foreigners. Skip this place if you don't want to gamble your free days. Uite, cu 7 luni. The restaurant when we arrived was dirty with food rests left under the table. Ok, nu pot să citesc această engleză tradusă, sunt bapulă. Stai, că încerc să-mi schimb tot contul în română acum. Era trecut de viață.
Nu știu cum îmi schimb limba. Ah! Gata. Language. Da, uite, other languages română. Cu par! Mulțumesc pentru guide. Te pup. Așa, mi-am schimbat în română, ia să vedem. Tot în engleză apare. Nu înțeleg. Stai, dar nu înțeleg. Și nici nu-ți dă opțiune de aia să poți să... să poți să traduci. Să poți să schimbi înapoi limba. Org. Să scroll la lowest și vezi că apare în română. Nu e, men, sunt toate. N-au cum să fie atât de mult. A! A, ba da. What? Dar de ce? Cred că pur și simplu scriu oamenii în... în engleză? Ok. Dacă le citești de pe Maps, poți să le vezi în română? Dar părea engleză de-aia tradusă. Da, nu, așa e. Da, nu, cred că efectiv au scris oamenii în... da, nu, au scris oamenii în engleză. Și acum le-am găsit pe astea în română. Da, nu, astea stale în română. Dar alea cele am citit chiar erau în engleză. Acum 3 luni, citiți până la capăt. Caius nu arată în realitate. Ok, credeam că se referă la el. M-a pupnit râsul că am citit. Caius nu arată în realitate cum arată în poze, gen el. Domnul Covrig n-arată în realitate. Am fost acolo când plăcea de el, dar când am ajuns, ce să vezi? Raport calitate-preț nu merită prețul de 480 de ron pe noapte. Doamne, 100 de euro pe noapte, man. 100 de euro pe noapte. La în camera de hotel cu măsuțe de laptop pe post de noptiere. Pachetele extra cu șampanie și petale de trandafir, cel de 185 de ron nu merită. Plătești intrare separată la jacuzzi. Plătești intrare separată pentru jacuzzi, 80 de ron de persoană, aici iar probleme. Nu ar fi fost așa, iurea, dacă ar fi fost curățată gheața de pe jos și exclus riscul de a rupe ceva. Nimic amenajat pentru banii plătiți, nu merită banii. Consumabile de baie, gel de duș, etc. nu au fost înlocuite timp de 3 nopți. Personalul foarte amabil, dar în același timp cu atitudine falsă și foarte uituci cu cele cerute, a uitat să amenajeze jacuzziul, apoi și camera, ceea ce m-a deranjat pentru că erau servicii extra plătite. Între timp am fost sunat de manager, aha, deci a revenit după review-ul nasol, a fost sunat de manager să-mi oferă o noapte gratis de cazare fără termen limită de rezervare și în schimb să modific recenzia. Bună ziua, Dragoș Neacșăm. Au fost niște prieteni de-ai mei special pentru jacuzzi, au ajuns acolo și era scos din priză și acoperit. Niciun fel de view, numai minciuni. Vezi că ajungem în... Puteți vezi cum ajungem dați în judecat. Deci i-a făcut la ofertă să-și schimbe recenzia pentru o noapte gratis. Ok, am zis hai că o accept și trimit pe altcineva apropiat să se relaxeze o noapte. Peste o zi, sun să fac rezervarea, apoi îmi spune că mi-o oferă acea noapte doar dacă mai cumpăr 2 nopți și a 3 e gratis. Scârțărie! Bună, Migler! Dacă restaurantul i-am acordat punctajul maxim hotelului cu toată bunăvoința, din păcate nu am cum. Restaurantul este foarte adevărat că își merită stele, mâncarea e foarte bună, așa, servirea e proșabilă și prețul pe măsură. Caius nu poate fi încadrat la categoria de hotel. Pensiune, da, și în niciun caz de 4 stele. Nu ai telefon în cameră pentru a suna la recepție în caz de nevoie. Nu ai parcare. Dulapul este unul extrem de mic. A trebuit să cerem prosop pentru duș, bănuiesc. A, pentru pus pe jos. Asta explică probabil de ce prosopele de baie au fost cândva albe. Nu ai încălțători și nici burețel de șterg pantofi. Baia e foarte mică și cabina de duș pe măsură, fiind dificil să te speli.
Ușile cabinei de duș nu se închid bine, dar oricum nu contează pentru că curge apa și pe la îmbinarea cu peretele. Curățenie lasă și ea de dorit, pereții foarte murdari, ușile la fel, izolația fonică nu există și lista poate continua. Ceea ce este apreciat însă amabilitatea și atitudinea personalului, dar cam atât despre cele 4 stele, din păcate noi am avut o cameră family. Nu-mi dau seama ce e asta. Măi, asta e salteaua. Salteaua de la patul reglabil, ia uite. De la WC-ul era prima poză. A, e îmbinarea de unde se prinde colacul. Aha, tare. Tare, șmecher. N-a mai fost bandă, cif. Mocheta pătată, apa din baie se scurgea în cameră și mirosea foarte rău a sulf de la jacuzzi. Jacuzzi. Cuvertura de pe pat infectă, plină de pete, două perne foarte proaste, nu am putut niciodată să dorm undeva să mă mânce pielea toată noaptea de la lenjerie sau plapumă. Se aude tot prin pereți sau pe la uși, minibarul pe sărăcie rău de tot, două sucuri, două ape și o bere. Bă, ce s-a întâmplat? Am observat și o chestie asta. Ce s-a întâmplat cu conceptul de minibar în hotel? Am așteptat toată viața să am și o bani să consum din minibarul din hotel. Și dacă tu seria, dar gen... Nu mai e gen... Să spune două sucuri, trei de alea, gen that's it. Când eram eu mic, mi se... Doamne, și poate asta e impresia mea. Te duceai la hotel, deschideai ăla și aveai dracu acolo. Dulciuri, prosecco, vin, bere, 15 sucuri, două ape. Și acum, gen, la orice hotel mergi, ai gen două sucuri, poate o sticlă de vin mică, două ape. Și that's it. Oamenii luau din minibar chestii și apoi le cumpără din supermarket și le înlocuiesc? E, și ce? Da, mă rog. Sunt la cele de 5 stele doar? Eu, sărac. Se pierd foarte mulți bani pentru că lumea fură sau schimbă lichidele din sticle. E foarte prost văzut în industrie acum. Ok. Praf în cameră de nu mai puteam respira de cât de înfundat am fost toată noaptea. Mâncarea e ce trebuie în meniu și atât. Probabil bucătarul nu este destul de instruit pentru a găti meniu. Să nu mai zic că mi-a ieșit și o bubă în gură după ce am mâncat. Doamna, doamna. Cuplu. Cele două stele sunt doar pentru personalul amabil care încerca să-ți rezolve orice problemă. Hotelul în schimb lasă de dorit pentru o cameră premium de 900 de lei pe noapte. Am primit halat rupt, papuci lipsă, apă la baie călduță, un televizor care nu se conecta la internet pe niciuna din cele trei rețele, un balcon în care pica apă pe o tablă bine poziționată de arhitect încât să nu poți dormi, a trebuit să stăm cu prosoape pe balcon pentru a avea liniște, prosoape pe care nu ți le schimbă nimeni dacă nu le spui la recepție, Doamne, la 4 stele să nu schimbe prosoapele. Parcare pentru mașină inexistentă, fiind doar 3 locuri, ocupate întotdeauna probabil de personal, deși am dorit să-mi fie rezervat un loc cum se menționează pe site, nu s-a întâmplat. Veți mai da și de patronul locației care într-una din serie era pe terasă cu un prieten, vorbim foarte urât, neinteresându-l că în hotelul lui există și doamne cu copii care nu au plăcerea de a-l asculta pe el. Antreprenorul român! $900 să stai la pensiunea 3 Margarete cu viu la Bucegi. Da, uite, că sunt și oameni care dau 5 din 5. Uite, a fost cazat într-o cameră foarte curată, amenajată în accente moderne, cu balcon și vedere la munte. Angajații ar trebui să-și concedeze patronul. Aia, dar cu o zi, hai că nu le luăm pe astea în calcul, astea recente. $600 pe noapte fără mic dejun,
Camere mici. Ok, bun. Cred că cam de asta spune și toată lumea. Mă mai la review-urile astea de 5 stele și gen... Am găsit deja două, nu vreau să intru pe profilul persoanei, dar am găsit deja două care recenzia la care este singura lor recenzie ever. Da, trei, merg. Interesant. Pe Booking nu prea e cum să faci menări la review-uri. Ia, bă, hai să vedem camerele, ia. Iau, ce frumos. Cât ai scris jacuzziul ăsta? 30.000 de euro? E drept că view-ul este superb. N-am ce comenta la view. Uite, man, cum măsuțele de laptop, man. Măsuțele de laptop. Oh. Dar unde e Biblia aici? Asta e întrebarea mea. Unde spune Biblia? Să zici că e o randare. Lux, nu căcat. Bă, n-arată rău, adică camera în sine n-arată rău. Ăsta aici, frumos. Asta dă electric aici, superb. Asta e aia lux. Aici dai 200 de euro pe noapte. Uite, aici patul reglabil. O JMB. Singurul om care pare că a fost plătit bine de Caius e fotograful care a făcut minuni. Așa. Uite cu aia că review-ul are 9.1 superb. Are 9.1 superb. Uite, Raul din Statele Unite zice că este foarte relaxant, locație superbă, foarte elegantă, perfectă pentru o mini-vacanță cu prietena mea. Locația are jacuzzi care se poate închiria pe oră, unde poți servi un cocktail în timp ce te relaxezi. Camerele curate și moderne, cu o priveliște minunată. Recomandă cu încredere. Asta recomandă Raul. Jacuzziul ăla? Oh my God, chiar e 10.000 de euro în căcat ăsta de jacuzzi? That's crazy. Uite, mă, că lumea dă 9, 10. Mai bune decât pe... decât pe Google. Ia, cele mai mici scoruri. Cel de la recepție, de când am intrat pe ușă, a căutat tot felul de învăluiri. Prima dată ne-a dat o cameră fără panoramă, apoi la 5 minute a sunat și ne-a schimbat pe față etajul 1 cu panoramă. Apoi, pe fața hotelului, cred, cu panoramă. Apoi când am vrut să mergem la jacuzzi, a spus că trebuie să fac rezervare. Ne-a strigat sejurul doar să mai facă el o șpagă. Restul personalului e așa cum trebuie să fie. Papucii au mai fost purtați și nu era un ambalaj.
camerele mici, fără aer condiționat, fără lift, care oribilă, primul hotel la care am plătit taxă pe jacuzzi separat, plin de clor și murdar, fără locuri de parcare. Interesant. E ca pe IMDB, unul zice că e capodoperă, altul zice că a dormit la film, efectiv. Pe Caius Vacherii toate băile vor fi full din sticlă, unde vor fi băi de 12 metri pătrați. De aici va fi baia, până aici și acolo. Ce lux să stai aici frumos să te speli pe mâini, să ai titai, dușul, full din sticlă și baia frumos, acolo, WC-ul separat, să nu miroasă urât. Cam așa este în lux. Vă pup și vă aștept. Băi, eu zic că acești clienți răutăcioși nu au avut un mindset de succes și eu sunt de acord cu chestia asta. Da, ar trebui să-l trimitem pe Lenghe la Caius, sincer. Lenghe ar trebui să meargă la Caius. Ai văzut că i-a apărut la Bravo Isil cu Slăvog? Nu m-am mai uitat, dar da, am văzut atunci prima oară. Bun, știri despre grevă. Pentru cine a urmărit știrile, guvernul a mărit, adică o să mărească direct, deci nu mai stau la negocieri, cu 500 de lei net salariile profesorilor și cu 250 ale neprofesorilor, ca să poată să strângă cu ușa oamenii care fac grevă, să le zică, păi noi v-am mărit. Deși ei nu se înțelesteseră pe această mărire de 500 de lei. Profesorii n-au agreat această mărire de 500 de lei, așa că guvernul pur și simplu a zis, vă mărim, vreți, nu vreți, cu 500 de lei. 585, da. Punct. Tocmai ca să poată să strângă cu ușa în fața oamenilor, ca oamenii să facă spume. Păi v-au dat bani! V-au dat, domne, bani! Gata, întorceți-vă la muncă, ce mai vreți? Da, după cum ziceam, au aprobat o ordonanță de urgență de modificare la legea dialogului social pentru ca profesorilor care intră în grevă să le fie afectată vechimea, ar putea să fie pus în pericol participarea la definitivat. Ordonanța de urgență a fost publicată în Monitor Oficial și a intrat în vigoare joi 25 mai, prin care profesorilor participanți la grevă le poate fi afectată vechimea la catedră. Potrivit liderului sindical Marius Nistor, acesta este răspunsul unui guvern care are tupeul să vină să spună cât de interesat este de soarta învățământului românesc. A.K.A. marș înapoi la muncă că altfel o pățiți. După cum ziceam, sindicaliștii au refuzat oferta de creștere a salariului cu 1000 de lei brut, adică 500 de lei în mână, 580 ceva de lei în mână, de la 1 iunie, urmată de alte majorări etapizate. Guvernul spune că va adopta o ordonanță în acest sens în ședința de joi. Da, deci au zis practic că ei merg mai departe. E ca și cum noi... Ca și cum noi avem o problemă, te vezi cu cineva, discuți o negociere și tu zici, el zice, vreau 5.000 de lei. Și eu zic, îți pot oferi 1.000 de lei. Și ăla zice, nu vreau 1.000 de lei, vreau 5.000 de lei sau, ca orice om rezonabil, ceva în zona aia, da? Să ne întâlnim undeva la mijloc sau să ne întâlnim undeva să ne convină la amândoi. Și negocierea e, nu, gata, 1.000 de lei, s-a semnat, gata, o zi plăcută. Pentru că, ce ziceam, se poate să-i strângă cu ușa în fața electoratului, ca electoratul să zică, păi domne, și-au primit banii. Înapoi la muncă, gata, și-au primit banii, ce mai vor? Păi eu nu primez la muncă la mine 500 de lei mărire. Plus, desigur, declarația lui Iohannis, stați că pe aia n-am deschis-o. Da, s-a dat garanție pentru 2024, când sunt alegeri, da, ok, da. Și dacă se schimbă guvernul? Dacă se schimbă guvernul, ce se întâmplă exact? Cum îndrăznește cineva să pună în dificultate examenele naționale? Este o generație întreagă care trebuie să dea bac. Cum îndrăznesc profesorii să pună în pericol bacul pentru elevi? Cum îndrăznesc să ceară mai mulți bani? Cum îndrăznesc să-și dorească un salariu din care să poată să nu moară de foame? Cum îndrăznesc?
Omul meu, Iohannis, 6 case coaie, care încă are blocată catedra de fizică de la liceul Curului. Efectiv, ultimul demon nenorocit. 2500 de lei sau cât ia un profesor debutant este la maximum. Ați înțeles, da? În timp ce există pensii speciale, în timp ce le-au crescut astora salariile din MAI fără să zică nimica, fără să comenteze, fără să dea declarații pasiv-agresive. Foarte interesant. Da, Gabor a protestat 4 ore că vor salarii mai mari și ministrul a fost gen, ok, păi gata, mărim. Da. E maximul, trebuie să muriți de foame, o zi plăcută. Între timp România cumpără submarine. Între timp România cumpără, statul român cumpără submarine. Păi da, că de poliția ai nevoie, pentru când sunt proteste, știi cum e, de poliția ai nevoie. Nu-ți permis să-ți intre jandarmeria în grevă, știi cum e. Dar efectiv ăla să plimbă cu avionul privat până la Caracal. Deci cum îți permis, domnule, să cer mai mult la 2500 de lei? Diabolic. Mi-a plăcut foarte mult această știre. INI Rating face emisiune. Emisiunea lui Țopescu Junior la TVR are target de audiență 0.00. Cu cât este plătit pentru emisiune? Este vorba de emisiunea la care ne-am uitat de la TVR1 cu băiatul ăsta și cu Andra Gogan. Și bănuiesc că am mai avut și alte emisiuni. Emisiunea Vis sau Realitate pe care Sebastian Felix Țopescu, fiul regretatului comentator Cristian Țopescu, o prezintă la TVR1, are ca target de audiență 0.00% rating și share. E că ei nu se uită absolut nimeni. Cu alte cuvinte, realizatorul nu are niciun target de audiență pentru emisiunea pe care o prezintă la postul public de televiziune, potrivit unor dezvăluiri făcute de ziarul Libertate, care a prezentat convenția de producție a emisiunii. Deci market share de 0.0, rating de 0.0 pe targetul național 18+, după un număr de 11 ediții. Potrivit Libertatea, contractului între Basti, Țopescu și TVR este pentru suma de 38.500 de lei, adică 3.500 de lei pe emisiune, care are 23 de minute. Easy 8.000 de euro, ce e așa greu? Easy 8.000 de euro. Parc, da, bine, acum nu știu cât e vina la copilul ăla, da? Parc. Scuze, dar ar trebui să copieze emisiunea Hit Antena 1, Adevăruri Ascunse, și ar merge mult mai bine. Pentru asta sunt bani la TVR, da? Nu știu cum trebuie să faci. Mai vreau să vă mai arăt căcatul ăsta apropo de oamenii din București. Ce vor mesajele legionare de pe străzile Bucureștiului să ne antagonizeze? E scris de Gelu Duminică. La anul avem alegeri și zgomotul politic deja a început. Negocierile politice actuale sunt percepute de marea majoritate a populației drept o împărțire a ciolanului între ei. Aceasta pentru că nu par să aibă vreo legătură cu nevoile pe care noi, cetățenii, le simțim în viața noastră cotidiană. Sentimentul că partidele democratice au abandonat agenda populației este din ce în ce mai mare și nu este de mirare că parte din această populație se îndreaptă către un discurs naționalist și pe locuri chiar extremist. Din punctul meu de vedere, exprimat încă de la începutul pandemiei din 2020, cel mai mare pericol acum este cel reprezentant de întărirea discursului naționalist și anti-european. În lumina alegerilor din 2024, foarte mulți politicieni locali vor încerca să fructifice electoral, ceea ce nu se întâmplă acum, antagonizându-ne din ce în ce mai mult. Așa s-a întâmplat și după marea criză din anii 30 și așa se întâmplă și după corona criză. Păturile vulnerabile, cele care au fost cele mai afectate atât de efectele medicale, cât mai ales de cele economice, vor fi tentate să susțină astfel de
să susțină astfel de lideri care vor poza în salvatorii și prietenii lor. Cei care vor promova mesaje antagonizante vor fi însă cei cu știință de carte. By the way, AUR susține greva profesorilor. Așa ca idee de populist bășit. Zilele trecute am avut ceva treabă în campusul Universității Politehnice din București și în cel din regie. Fără să vreau, am observat că pe un stâlp, într-o zonă extrem de vizibilă pentru oricine, erau afișate niște apțipilduri cu simbolul gărzii de fier și a figurii lui Corneliu Zelea Codreanu. Adică nenorocirile astea pe care cu siguranță le-ați văzut prin București și pe care vă încurajez să le dați cu cheia jos, mai ales căcatul ăsta cu Zelea Codreanu și cu garda de fier. E frumos la cheie și se dă la cheie. Fără să vreau, am observat că pe un stâlp într-o zonă așa, imediat după ce am văzut aceste însemne, m-am întâlnit cu niște studenți care le-am povestit cele mai sus relatate și de aici furia mea a lăsat loc dezamăgirii. Studenții mi-au spus că, de ceva vreme, campusul universitar este împânzit de mesaje naționaliste și fasciste și mi-au arătat zeci de poze pe care ei le-au făcut. Mai mult, dacă încearcă să le dea jos, ziua următoare apar la loc și riscă să fie hărțuiți și amenințați din cauza că le-au dezlipit. Însoțite adesea de mesaje de tipul exemplu său, lupta noastră sau trăiască legiunea și capitanul, aceste apțipilduri cu mesaje fasciste și extremiste sunt prezente în număr foarte mare în zona în care locuiesc cei mai bine educați tineri din actuala generație. Poate nu întâmplător aceste mesaje sunt lipite fix lângă însemnele unui partid politic care a intrat în Parlament în 2020 și care a devenit celebru ca urmare a intoxicărilor de tip fake news pe care le-au promovat în spațiu online, adică AUR. Așa ca idee, ca să știți ce ne așteaptă și că sunt de acord că o să se întețească din ce în ce mai mult discursul ăsta nenorocit de naționalism și reîntoarcere la idealurile fasciste de tip Zelea Codreanu. A, da, și neapărat să le luați la, da, corect, luați-le la cheie neapărat, nu cu mâna, că unele au lame pe spate, not joking, s-a întâmplat cuiva, da, s-a întâmplat lui El Mororosa. Iei cheia și dai. Mi este sincer frică de ce va fi la Pride. Nu cred că o să fie cine știe ce, pentru că sunt mulți jandarmi de cel mai multe ochi. Adică nu se riscă nimeni să-și ia omor de la jandarmi ca să facă vreo stupizenie de tip nasol. Probabil că în fiecare an o să fie ratați care urlă de pe margine căcaturi, babe cu biblii și eventual poate să mai riscă cineva să arunce o pungă cu apă sau ceva. Da, da, am văzut că sunt și alea cu, de-alea cu AUR în Consiliu, da. Faceți voi o pauză. E frumos la cheie, și afișe și... Oricum sunt lipite ilegal, adică nu e de parcă faci tu vreo ilegalitate făcând chestia asta. Ba chiar din contră. Nici dacă vreau să mă uit la asta cu frații tăi, dar mai degrabă vreau să vă arăt ca să vă încurajez să mergeți să citiți investigațiile de la RAIS. Ce garanție ai că vor fi adăugați pe bune 50 de lei? Glumești? Tu te trec pe site și bagă Fire 50 și vezi dacă se adaugă 50 de lei sau nu. E o minciună! De unde am garanția că nu este? Du-te pe site și vezi dacă se bagă sau nu. Bine, hai să nu uităm la ăsta. Are 10 minute. Este postat de Organized Crime and Corruption Reporting Project, care e o organizație jurnalistică internațională în colaborare cu RAIS Project pentru acest material. Imagine a man who owns a casino.
So obviously you're gonna be a bit intimidated by the man who owns a casino. Like, what kind of friends does he have to own a casino? Now imagine a man who owns 15 casinos. Deci, Andrew Tate, zice care cazinouri în România. How do you generate your income? The first thing is I own some casinos in Romania. Mai zice că le deține împreună cu Interloc. Three brothers, mafia guys, they own 400 casinos throughout Eastern Europe. I came up to him and said, look, I want to do a franchise with you. They agreed. Dar Tate e un tip care cam exagerează. De multe ori n-ai de unde să știi când se termină mitologia și când începe adevărul. Până acum, n-a existat public vreo dovadă că frații Tate ar fi jucători în industria cazinourilor din România, cu atât mai puțin că ar fi asociați cu crima organizată. Așa că am încercat să vedem dacă este adevărat. Când am aflat că au fost arestați pentru trafic de persoane și viol, am răscolit internetul după numele lor. Ne-am uitat la lupte, la pornografie, video chat. N-a fost chiar confortabil. E cenzurat, dar trebuia să n-arăt. Apoi ne-am uitat în monitorul oficial și am făcut o cerere la registrul... Nu, e cenzurat, că m-am uitat înainte, e cenzurat. ...mersului din România. Așa le-am descoperit afacerile din România, inclusiv o firmă care se numește Talisman Enterprises. Ăștia sunt pași de bază într-o documentare. Apoi am avut și noroc. În documente apăreau niște adrese suspecte de puncte de lucru din București și Ilfov, fără alte detalii. Când l-am căutat pe Google Maps, acolo nu erau decât niște blocuri. Imaginile nu erau la zi. Așa că am mers mai departe. Am mai făcut o cerere la Registrul Comerțului și am mai așteptat încă 10 zile. Și aici a venit surpriza, de fapt. Firma fraților Tate semnase contracte cu alte societăți comerciale care dețin cazinouri. Asta se găsea la adresele respective, de fapt. Cazinouri. Păi, nu pot să mă abțin să nu zic cum omul și-a făcut self-report constant. Omul efectiv și-a făcut constant self-report, mi se pare absolut amazing. Cumva a fost surprinzător tot. Da, este băiatul de la, de a fost înainte, de, sau nu știu dacă încă colaborează, cu Recorder, cu Marele Alb. Că era adevărat, frații Tate fac bani din cel puțin 4 cazinouri din București. Ele se numesc Las Vegas. Dimineața asta mergem la cazinourile fraților Tate, cele patru pe care le-am identificat, ei pretind că au mai multe. Vrem să vedem cum arată. What I tried to do was find ones in between their competitor and a Starbucks. I'd open in the middle and then I'd offer loads and loads of free coffee with a barista and a sexy chick. So instead of going to Starbucks, you could just take your money and go get free coffee and gamble. Suntem la periferia orașului, nu suntem în centru unde găsești în mod normal un Starbucks fancy sau cafenele de genul ăsta. Suntem într-una dintre zonele sărace ale Bucureștiului, unde jucătorii nu sunt foarte bogați. Este un cartier comunist, efectiv, și oamenii vin aici să joace salariu minim pe economie, pensie. Clar, ăsta nu e un casino fancy, puțin mai acolo benzinărie, puțin mai încolo... Sunt niște case dărăpânate, nu prea văd cum s-ar potrivi cu descrierea lui Top G. Iar răspunsul este pentru că de aici se fac cei mai mulți bani, pentru că cu cât asta e toată industria de cazinouri, păcănele și pariuri. Oamenii cei mai săraci dau cei mai mulți bani către aceste establishment-uri. Da, alea de vin baștanii să joace la ele sunt trei. Sunt gen trei. În rest, banii groși sunt la populația mare. Ce filmați, domnilor? Filmăm cazinourile deținute de frații Tate. Ah. Da. Okay. Frații Tate, fericiți cu voi. Ei fac doar despre cazinouri. Doar despre cazinouri. Nu știu a cui și cum e cazinourul, eu sunt jucător doar. Și ăsta e mai special față de altele? De exemplu, păi sunt toate. Nu special. Nu întreb dacă e cumva...
nu știu dacă astea lor, nu mă interesează cu ei sunt, doar eu sunt jucător. Eu sunt jucător în Răit, care mi-am vândut două apartamente până acum. Îmi pare rău de băieți, iar n-au făcut rău la nimeni. N-au furat, n-au dat în cap, n-au făcut absolut nimic. And this casino brand is owned by Three Brothers. I overheard them say something like they turn over like $18 million a day or something. Something ridiculous money. Ridiculous money, these three brothers, right? Typical Eastern European mafia. Imagine a fat, bald cigar. Deci, cine sunt partenerii de afacere ai fraților Tate? Chiar sunt interlopi? Chiar s-ar lăuda frații Tate că s-au asociat cu interlopi? Nu i-ar da în fapt? Ne-am uitat mai atent la ei. Documentele pe care le-am obținut sunt contracte de tip joint venture, semnate între compania fraților Tate, pe de-o parte Talisman Enterprises, și de cealaltă parte o societate numită DMS BetLife. La final, profiturile sunt împărțite 50-50. DMS e o firmă care a fost licențiată ca operator de jocuri de noroc. Numele ei aparent vine de la cei doi proprietari, frații Doroftei Mihăiță și Sorin. Se potrivește cu ce a spus Andrew Tate, doar că sunt doi frați, nu trei. Nu se știu foarte multe despre frații Doroftei, se țin departe de lumina reflectoarelor și nu sunt genul pe care ea îi asocia în mod normal cu crimă organizată. Frații Doroftei sunt mai degrabă cunoscuți la noi ca fondatorii Erisef, o gală de lupte MMA. Organizează lupte în cușcă. Evenimentele sunt constant sponsorizate de cazinourile lor, Las Vegas. Că avem bani și ne permitem! Că suntem sponsorizați, bineînțeles, de către cei de la Las Vegas. Fratele cel mare, Mihăiță Doroftei, e aproape invizibil pe social media. Am reușit totuși să găsim câteva fotografii vechi cu el pe conturile de social media ale unor apropiați. Apoi le-am găsit familia împrăștiată pe social media, adică prieteni, parteneri, asociați. Aici cineva pare că îi plătește unui cântăreț de manele o dedicație pentru familia lor. În gruparea DMS găsim mai mulți oameni care își poartă blazonul tatuat pe corp. În clipul ăsta, unul dintre cei mai celebri cântăreți de manele din România primește bani ca să-i facă o dedicație lui Mihăiță Doroftei. Să ne oprim aici, a spus Mihăiță polonez. E foarte important. Am descoperit că, deși e născut la Brașov, Mihăiță Doroftei are și cetățenie poloneză. Am căutat prin dosare vechi și am dat peste o stenogramă de la o întâlnire de taină dintre un traficant de droguri și locotenenții săi. Aflăm că un investitor polonez a adus în 2019 la aceeași masă clanuri interlope din toată România ca să pornească împreună o afacere în industria jocurilor de noroc. Voia să deschidă cazinouri în toate orașele mari din România și să devină numărul 1 în piață. Și o dată pe lună trebuie să merg în Dubai, în Maroc, în Tunisia, în fiecare lună în altă locație. Și ne dă și de polonezul, întreabă altcineva. Da, nu contează, gestul lor de polonez deschide în toată România. El ia toate cazinourile, deschide numai el. Mai zic că polonezul a chemat clanuri din toată țara la un fel de conferință a interlopilor. Practic, investitorul polonez a reușit să facă clanuri rivale să lucreze împreună. Surse judiciare ne-au confirmat off the record că, de fapt, stenograma asta face referire la cazinourile Las Vegas. Dar devine și mai interesant. Chiar înainte ca frații Tate să fie arestați pentru trafic de persoane și viol, procurorii au desfășurat o amplă operațiune care a avut în centru rețeaua Las Vegas. Au fost descinderi la peste 120 de persoane și firme implicate într-un dosar de crimă organizată. Deschide poliția! De la gaze! Potrivit procurorilor, mulți dintre ei erau angajați fictiv ca tehnicieni de păcănele, adică reparau aparatele. În realitate, erau de fapt angajați să preia ostil cazinouri de la concurență și să-i bată pe câștigătorii de jackpot-uri ca să aducă înapoi în sările de jocuri banii câștigați. Cei doi frați Doroftei sunt cercetați din noiembrie 2022 pentru constituire de grup infracțional organizat. Recent, Mihăiță Doroftei a fost dat în urmărire oficial de poliția din România. Pe numele său a ce, fost... Ce, vi se pare șocant că se întâmplă chestia asta? Like a well-known thing, asta cu bodyguard-ul care te bate dacă câștigi prea mult.
Nu știați chestia asta? N-aveți prieteni care bagă la... It's a very well-known thing. Și nu este doar în România. Este o tactică folosită cam peste tot. Te ia bodyguard după japcă. Ce faci, nene? Nu crezi că ai câștigat cam mult? Nu crezi că ai făcut tu ceva la aparat, dar ai câștigat așa mult? Denis un mandat de arestare. E căutat ca lider al grupării. Deci da, frații Tate au cazinouri în România. Și da, sunt parteneri de afaceri cu crima organizată. E ceva mai amuzant pe lumea asta, cum și-a făcut self-report constant. Efectiv, mie nu vine să cred cât self-report a putut să-și facă omul ăsta. Avocații fraților Tate n-au răspuns la nimica. Tristan Tate declined to comment on his casino interest and said he was innocent of sex trafficking charges. Neither brother has been indicted. Luați link-ul, duceți-vă și dați-vă un like și dați-l mai departe dacă aveți cui. Vreau să vă mai arăt apropo de asta cu Las Vegas. Găsiți în articolul, într-unul dintre cele trei articole pe care vi le-am dat. Omul meu și-a făcut casa cu aceleași materiale de la cazinouri. Omul meu a luat pe firmă materiale pentru placajul exterior al cazinourilor și și-a tras pe dreapta ca să-și pună și el la casă. Băi, oameni buni! Nivelul de românism, pă, frățioare! Să ai Rolls Royce și să tragi pe dreapta 2000 de euro ca să-ți plachezi casa exact ca cazinou. Top G-type shit, coaie. Top G-type shit. Cum mă, coaie, să-ți faci casa la fel ca cazinou? Rolls Royce, dă-o. Vă mai las o dată linkul de la primul articol făcut de Rice. Dacă nu știți, Rice e, aș vrea să zic, printre puținele, dar e gen 3 publicații în toată România care fac genul ăsta de investigații complexe și super muncite de PDV jurnalistic. Deci sunt aceste 3 articole, le găsiți pe prima pagină la riceproject.ro. Aparent sunt în această ordine, dar merg. E despre femeile care au vorbit despre frații Tate, violență, viol, exploatare sexuală, cum au ajuns frații Tate în România și care au fost primele lor contacte cu crima organizată și unul care intră în detaliu la ce tocmai ne-am uitat, frații Tate împart bani din jocuri de noroc cu un sindicat de crimă organizată. Las link în chat. Au rămas de la șantier și a zis că decât să le ducă la reciclat, da. Da, apropo de lupta cu interzicerea reclamei și toate cele la jocurile de noroc. Adică și... Ca orice om și am frică să fiu călcat pe trecerea de pietoni și de asta nu intru în tot felul de detalii. Man, adică cu oricine vorbești din care bagă la pariuri sau care are habar de toată industria asta, zice imediat toate nenorocirile care se întâmplă. Gen, apropo de asta, de bodyguards-ii care te bat sau gagicile care te... zi, care prestează servicii sexuale la băieții care bagă, zi, dacă bagă X sumă primește și așa mai departe, adică sunt o cărcă de căcaturi de astea absolut mizerabile. Pe lângă nenorocirea care sunt la nivel de dependență.
Ah, da, am văzut asta. Am văzut asta, prieteni dragi. Răzvan și Dani. Răzvan și Dani, dragi prieteni. Răzvan și Dani. O mică mare. Bă, la Seghimi Zil, eu înțeleg, mă, frate, că Seghimi Zil e Seghimi Zil, a venit cineva să-i bage niște zeci de mii de euro în buzunar. Eu la Seghimi Zil înțeleg, dar la ăștia care au contracte cu branduri, ăștia care gen au contracte cu, știu eu, cu Huawei, cu... Că ăștia nu-s muritori de foame. Ăștia nu-s muritori de foame. Să că nici n-am citit ce scrie. Aventurează-te în experiența 888 Casino. What does it mean? Ce înseamnă chestia asta? Da, am văzut articolul de la Fanatic care zice că moartea băiatului din cauza pierderii banilor la aparat ar fi fake news și propaganda antilegea reclamărilor la jocuri de noroc. Da, am văzut acel articol. Până nu văd ceva clar de la poliție, eu nu cred nimica, pentru că am văzut că au fost declarații din partea surorii și mamei băiatului respectiv, care, desigur, au zis el nu avea nicio problemă cu chestia asta, adică nu avea cum să fie dependent de jocuri de noroc. Nimeni, literalmente, nimeni nu știe de alți dependenți de jocuri de noroc că au aceste probleme. De cel mai multe ori, familiile află de dependențele de jocuri de noroc când se întâmplă tragedia, când se întâmplă nenorocirea, da? Când se fugă din casă, când se vinde apartamentul, atunci se află. Asta odată. A doua oară, la cât scandal a fost în legătură cu știrea respectivă, nu m-ar mira absolut deloc ca niște băieți să fi bătut la ușă la femeile alea și să le fi zis ba cu frumosul, ba cu urâtul, ba cu banul, să dea și ele niște declarații. Acum aștept, sunt foarte curios ce o să zică poliția. Șef la cuțite sponsorizat anul ăsta de Superbet. Da, și nu e de parcă contează neapărat cazul acestui băiat specific. Sunt atâția oameni care se sinucid din cauza jocurilor de noroc și este bine documentat peste tot, doar dă-i un Google. Bun, vreau de ceva vreme să vă arăt acest show din Moldova, pe care nu mai știu cine mi l-a arătat, dar mi l-au arătat, nu știu, cu par sau mâna, sau nu mai știu cine mi l-a arătat. Este un show moldovenesc de dating. Probabil l-ați mai văzut pe Twitch pe la alți oameni, dar eu n-am avut curajul să mă uit niciodată. Se numește Hai să ne căsătorim și conceptul este că se ia o persoană care vrea să se căsătorească și îi se aduc trei pețitori. Îi se aduc trei persoane care vor să se căsătorească cu persoana respectivă. Și este din Moldova și este foarte frumos. O să vă arăt episodul pe care l-am văzut așa în parțial oamenii. Right of the bat, un promo absolut superb. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi noștri. Din ce an este, întreb? Este literalmente de acum, este ediția din 30 aprilie 2023. E de acum o lună. Datorie postul de televiziune Orizont TV. Faceți-vă comozi, eu sunt Lensa Gheorghiță și rămâneți alături de noi pentru că dăm start acestei emisiuni cu genericul Hai să ne căsătorim. Și facem cunoștință cu potențialii noștri miri, Iurie, Fredelin și Marcus Riga. Ian Moldovean. Efectiv Ian Moldovean. Măi, dați auzit cum îl cheamă pe ăsta al doilea? Cu genericul Hai să ne căsătorim. Și facem cunoștință cu potențialii noștri miri,
Iurie, Fredelin. Bă, îl cheamă Fredelin. Fredelin. Respect. Destul de frumos el, Fredelin, azi vă mint. Și Marcus Riga. Eroina principală este Ana Maria. Rămâneți alături de noi să vedem. Reușim orba să unim destine. Ana Maria, 21 de ani, la momentul de față învață la universitate, la Facultatea de Psihopedagogie. Știe să cânte la pian și să danseze feeric la petreceri. Zilnic luptă cu procrastinarea, deocamdată fără succes. Își preîntâmpină viitorul soț că dacă ea și-a băgat în cap să facă ceva, nimeni și nimic nu o mai împiedică. Și dacă outfit-ul de a doua ediție Bravo I Still, I love it so much. Lui nu-i va fi pe plac vreo rochie, fiți siguri că Ana Maria tocmai pe asta o va purta. Afirmă că deși despărțirea de fostul iubit s-a cam lăsat cu supărări, în inima ei întotdeauna va rămâne loc pentru acel fior de dragoste. Această fată a fost implicată într-un scandal pentru că făcea tatuaje foarte proaste și provoca răni? Da, frățioare, dar vezi că dansează feric, so... Bună seara și mă bucur să te revăd. Ana Maria, ești în cadrul emisiunii Hasni Căsătorim. Te-a povestești-ne, ce mai faci? Bună seara, acum învăț totuși la universitate, cum și învățam recent. Mă ocup în timpul liber cu tatuajele. Acum fac cursuri de make-up. De machiaj. Dar când le reușești pe toate? Fii atent. Deci tu stai un pic. Tu faci... Atenție! Acest unghi de cameră nu există pentru nicio altă concurentă, dar acum pentru că a venit femeia în fustă, i-au făcut acest unghi de cameră special pentru ea. Facultatea unde? Când le reușești pe toate? Fii atent. Deci tu stai un pic. Tu faci facultatea unde? La psihopedagogie, da? Da. În anul? Întâi, primul an. Uh-huh. Ești la frecvență la zi ori la fără frecvență? Cum? Frecvență la zi. Îmi place să mă duc la și ore. Și cum le reușești? Cum doamna cu astrologia șomează acum, da, mai era o doamnă care era astrologă și astea două sunt gen două țațe. Și mai era una tânără care era astrologă. O zi încărcată, că vezi că umbli și la curs să faci mai cap, mai faci tatuaje. Cum arată o zi încărcată? Eu mă lupt cu procrastinația și câteodată nu plec la ore. Explică-ne nou, te rog frumos, ce fel de cuvânt este așa de sofisticat? Ce înseamnă procrastinarea? Iată, bolezi procrastinație. Fredelin! Omul meu, Fredelin! Fredelin, îmi pare rău, tată, nu râdă, adică mă râd de numele tău, chiar e amuzant, omul, îmi pare rău. Dar e foarte frumos și el, Fredelin. Adică cred că își merită locul aici, domnul Fredelin. Din când în când. Eu știu cuvântul acesta de la 16 ani pentru că mă lupt cu această pseudoboală. Deoarece... Pseudoboală? Dați-ne, vă rog, niște detalii. Hai că eu mă aranjez așa mai bine, mai comod. Nu, într-un fel că eu vreau să plec la universitate, vreau să fac și așa, și așa, și așa, dar nu am câteodată... Uite. Fredelin! Tot asta și nu prea am dorința să fac într-un moment. Deci sinonimul acestui cuvânt care? Descifrează. Lenea. Lenea? Da. Nu mai gândit de el, te cheamă efectiv fire. Fredelin. Sună ca un nume inventat, făcut de traducătorii Zone Studio Oradea pentru desenul animat Familia Jetson. El este Fredelin. Așa, nu? Vine așa o perioadă când parcă aparent parcă viața nu este, știi, tot în roz, frumos, astea, și apare boala, cum zici tu, de lene. Mă trebuie să-mi scot ochelarii pentru că se mă uit la frumusețe, e tare frumos. Ian Moldovean! Ești atât de drăguță, atât de simpatică, ești energică, ai atâtea în tine. Chiar nu ai niciun băiat care să umble după tine cu propuneri de ieșire în spațiu public, la o cafeluță. Propuneri de ieșire în spațiu public. Propuneri de ieșire în spațiu public. Într-un restaurant, la cinema. Da, ei folosesc cuvântul pețitoare drept ceva gen moașă. Da, cred că au înțelesul diferit la pețitoare. Chiar nu este nimeni.
Sunt propuneri, însă eu nu accept aceste propuneri. De ce? Mie îmi place singurătatea, eu să fiu singură. Și, este știu, un nonsens, deoarece dacă tu ai venit în coace, tu cu siguranță ai să găsești aici pereche, sper eu astăzi să se întâmple. Și dacă tu vii ca să cauți pereche, de ce tu afirm că îți place să fii singurică? Sunt momente că îmi place să fiu singură, să mă regăsesc mine, eu cum sunt căutare de mine, de personalitatea mea. E frumoșic. Ce așteptări ai totuși pentru această seară? Asta cam așa este, Iughi. Am așteptări să îmi găsesc perechea. Care știe să facă borș. Un bucătar ar fi bine. Dar tu crezi în dragoste la... Unde trebuia să-l când te poți la Vogue la emisiunile astea? Pa, păi ce borș să-ți fac? La prima vedere? Nu. Da, sigur că cred în dragoste la prima vedere. Asta am fost și este. Ea arată că o psicuță este foarte gingă și foarte frumoasă. Poți să-și ceva despre familia ta? Despre familia mea, mă împac cu mama foarte bine, ea e unica mea prietenă, în afară de ea nu mai am prietene, pentru că îmi place singurătatea. Vezi că cu mama e bun? Măi, a zis că în afară de mama nu mai am prietene, că îmi place singurătatea. Una relație aceasta maternă, legată, ăsta e fain, dar cu mama nu poți povesti toate. A fumat lobodă! Doamne, proști mai sunteți uneori să mă apuc. Bă, am și o întrebare apropo de fata asta care a zis că vrea că gagic. Am și o întrebare în legătură cu ce a zis fata asta mai devreme, că vrea un gagic să-i facă borș. Cum se face, asta e conspirația mea, cum se face că până în momentul ăsta nu știm cum este făcut borșul? Cum se face? Cum apare borșul? Cum ne este dat borșul și nu știm încă din ce este făcut? Bușu. Deci, again, cum se face? De ce nu știm din ce este făcut borșul? Ba da, da, s-o poți. Le povestesc. Serios? Da. Ce spune mama? Cum reacționează? Ce spune? Dragul mami, o să reușești. O să-i zbutești. Apropo, de ce n-ați venit împreună? Că ea, nu știu, vrea să odihnească, lucrează zi de zi. Și astăzi vine ca zi liberă și mâine iarăși lucrează și vrea să odihnească. Bun, atunci povestește-mi, uite, cu mama. Mama ce-ți spune? Uite, ce sfaturi îți dă mama? Din pișa. A fumat lobodă. Odihnească. Bun, atunci povestește-mi, uite, cu mama. Mama ce-ți spune? Uite, ce sfaturi îți dă mama? De exemplu, azi am vrut să-mi pun corniți în cap și eu spus mai bine nu-i dă corniți în cap. Că bravo, sunt... bravo, transmite-i sănători mai mică. Dar vis-a-vis de tată? Tata comunică așa, dar mai filozofic cu dânsul comun, pentru că el e preot și începe să-mi spună că trebuie să creez. A, fată de preot. Preot în străinătate. Da, în străinătate. N-ai fost tentată să emigrezi și tocmai aproape de tatăl? Eu am fost, dar el am plecat în Spania, așa. Am trăit acolo 2 ani. A fost super, însă nu mă simțeam ca la mine acasă. Adică eu aș dori să trăiesc în Spania, de aici toată familia. Dacă ei m-ar alege pe mine și care și planul meu pe viitor, eu cred că aș lua undeva psihotare. Tu ai un vis. Da, sigur că am un vis. La ce vis? O duce la muncă. Yes. Mergem împreună, placăm bereții la francezi. Să am un slay. Ce-ai zis? Că faci un slay? Un vis. La ce vis? Yes. Să am un slay? Damn, ok. Și do be slain. Ce faci pentru asta? Înveți și lucrezi ca meșter de tatuaj. Da, yeah. După asta. Meșter de tatuaj? Ador gaiul moldovenesc. Asta. Și cu ce vrei să câștigi bani?
Cred că o să-mi deschid, mă gândesc așa la un business, am venituri pasive. Multe venituri pasive și pur și simplu să nu fac absolut nimic. Dar ce înseamnă venituri pasive? Spre exemplu, tu ai niște imobiliare care le dai în chirie și primești pur și simplu din asta lei. Adică pe lună poți primești vreo 900 euro. Exact, potrivită cu procrastinarea ta. Asta e boala, asta e boala de intre la copii în cap de la toți proștii de pe internet. Asta e boala. Ați auzit-o, da? Visul e să faci mulți bani și să stai degeaba. Că iei și tu 5 apartamente, le dai în chirie și ți intră 900 de euro pe lună. Easy. E atât de simplu. Absolut amazing, man. Lei.ro. Ok. Dar. Отличный план, так спуне, да. Зимперо, дай, дака тот афирм, ка фач, ешь мастер для татуажа, ай мульт луме каре вине? Мульт клиент фидель? Нам ай мульт кунаскуц каре вин, потому что я фак акаса, и не примеск акаса, кяр луме строин. Да, вами строин, ай мульт кунаскуц. Când faci un tatuaj, tu realizezi că tu, prin energia ta și prin ceea ce faci tu cu mâinile tale, cumva ai să pătrunzi în viața celui care tu faci tatuaj. Da, am auzit așa teorie. Da, eu chiar primeam energie negativă după unele persoane. Serios? Da. Și cum scăpi de serios asta? Eu îmi dădea seama, conștientizam și controlam chestia asta, dar nu mereu să primeam să controlez, pentru că vineau băieți destul de agresivi la care le băteam tatuaje și după e energia negativă prin cerneala de tatuaj. Eu, de parcă, prindeam agresivitatea lor și eram foarte iritabilă și oricum beam calmante ca să-mi liniștesc, dar... La 20 de ani. Da. Dar cum fără calmante? Dacă eu mă gândesc... Da, dar sunt tehnici mai ușoare. Sunt tehnici mai ușoare decât să ajungi la pastile, cred că sunt... Aspirina săracului, yoga, reiki... Meditație. Este și altceva. Meditația. Azi, meditație, let's go. La pastile, cred că sunt... Meditație. Este și altceva. Meditația, apa, spate, negativul. Loboda. Da, să mergi în pădure și să cuprinzi un copac, tot foarte bine te ajută. Da. Dacă tu crezi în chestiile astea și tu le simți, eu cred că ele o să fie benefice. Spune-mi, te rog, mai este valabil, ziceai tu anterior, că îți dorești extrem de mult să găsești bărbat potrivit până la 40 de ani. Mai este valabil această vârstă? Vârsta asta de 40 de ani, tu ai 22 și la 40, bă, nu voi frică de... Bau-bau. Eu așa am zis că mă gândeam că 40 nu e așa de bătrân. Adică eu mă imaginez pe mine până la 40 de ani și eu nu mă consider bătrână până la vârsta aia. Da, dar mentalitatea, nu vorbesc fizic, poate nu bătrân, nu, știi cum, exteriorul și interiorul sunt două lucruri diferite. Probabil că te gândești la o vârstă mai înaintată să fie partenerul tău din cauza că vrei să fii îngrijit, protectat, cumva, să fii sub egida cuiva care să te apere de toate, Doamne ferește, circumstanțe neplăcute. Deci, este așa ceva? Raport la faptul că orice femeie își dorește un bărbat care să o protejeze, corect? Cred că da. Dragile mele, eu propun că noi... O protecteze, doamnă. Da, discutăm, dar avem în cadrul acestei emisiuni trei potențiali miri care abia aștept să fie văzuți. Și... Republica Moldova, borșul egal ciorbă, așa spun ei. Agen zic la toată ciorba borș. Iar ciorba este acrită și cu borș, nu doar oțet, zeamă de varză, corcoduș, etc. Ok. Cunoscuți cu eroina noastră principală, cu Ana Maria. Să dăm start acestei emisiuni și să-l facem o invitație pentru cel care este primul potențial mire pentru Ana Maria. Let's go. Ia să vedem dacă este cel mai potrivit orba. Let's go. Salut! Salut! Cum te numești? Ana Maria! Sunt sănătos, iubire, ești foarte frumoasă. Încântată! Și să găsim un limbi comun. De asemenea, dar de ce nu mereu dăm mâna? Eu nu înțeleg care e sensul, adică la data aceasta mâinii. Faptul, scuze că întreb acest moment frumos dintre Iurie și... Dar faptul că nu au lumină în studio, nu știu că... Am luat observat, dar ei nu au lumină aici. Efectiv nu au lumină, man. De asemenea, dar de ce nu mereu dăm mâna? Eu nu înțeleg care e sensul, adică la data aceasta mâinii. Niciodată nu am înțeles. Nu știu, sunt cunoaște. Ca să energie într-un fel, care-i sens când ai mâna, eu nu pot să înțeleg. Măi, nu știi care-i sensul la a da mâna.
toate vreste de dat florile. Ok. Iurie, 20 de ani, cucerește meridianele lumii, visează să-și construiască un viitor frumos alături de cea care va deveni... Scuze, dar Iurie, pe lângă că este Giga Chad, are foarte mult din Lordul Farquaad din Shrek. Aleasa inimii sale, consideră că o familie fără copii nu e familie. Îi place muzica și sportul, de asta încearcă să... Ia uite, la muncă pe Franța! Stai să vedeți povestea lui Iurie, că e... Bine armonios cele două pasiuni ale sale. Este mândru de faptul că deja de mult timp nu depinde de nimeni, nici moral, dar nici financiar. Este în căutarea unei domnișoare tinere și modeste, cu un caracter blând. De dragul iubirii este gata să sacrifice timpul pe care îl petrece cu prietenii. Dar în general crede că într-un cuplu în care cei doi se iubesc, nu e loc de sacrificii, deoarece întotdeauna poate fi găsit un compromis. 99.89% ascultă Nane ca o stea. Iuri, bună seara! Bună seara! Ne bucurăm că ești în cadrul acestei emisiuni. Bine am găsit. La mulți ani, ai 20 de ani, să fii sănătos, se povestește într-o despre tine. Tu ești originar din Republica Moldova, da. Dar în prezent ești peste hotare. Unde da. ești? În Franța. Ce faci acolo? Ce muncești? Muncesc, seara mai sunt hacker. Adică ești hacker? Programist. Alta seara, așa în timpul zilei lucrez. Dar cine te-a învățat să fii hacker? Da, din copil așa. Hacker este cel care îți preia pagina, îți fură pagina și după aceea ceri bani. Da, tu ești din cele, da? Da. Aha. A, tu șeri bani de la lume și le strici pagina? Nu, adică pagina. Prieteni, dacă mă știu, adică, uite, poți să adresez, am o problemă, poți să mă ajuți. Tu spune că tu ajuți oamenii, dar nu-i furi. Da, păi ajut. Asta e ilegal, dacă furi, asta e ilegal. Bun. Traducerea liberă este fură carduri în Franța. Asta e traducerea liberă la ce a spus. Pune darea de citi carduri la bancomate în Franța. Cam asta e traducerea. Da, păi asta e ilegal, dacă furi, asta e ilegal. Bun, zi-mi te rog, tu vii dintr-o familie în care s-au crescut 7 copii. Da. 4 surori și 3 frați. Da. Am început slab. Didem, poate cu timpul el, în cursul vorbirii, a spus să rece vata din dâns. Tu ești la cât de alt? 6. Penultimul, cum ar fi. Da. Ceilalți copii sunt... Faptul că seamănă, bă, Gameș. Faptul că seamănă. Stop. Tu ești de la cât de 6. Penultimul, cum ar fi. Da. Ceilalți copii sunt căsătoriți? Să fie la casă? Da, sunt căsătoriți. Mai am o soră mică, care are 14 ani și... Ceilalți, da, sunt căsătoriți. Da, unde toți? Locuiesc? Aici, în Moldova? Sau psihotare? În Moldova, nu, psihotare toți. Da, părinții ce fac? Tatăl tot lucrează psihotare, nu este tatăl. Tot în Franța. Dar ce faci tot? Lucrează. Ce muncești la... Lucrează și... Băi, tu, da, mă... Lucrează! Ce... Lucrează! Ce nu te... Dar ce lucrează? Lucrează! În Moldova, nu? Psihotare toți. Da, părinții ce fac? Tatăl tot lucrează psihotare, da. Nu este tatăl. Tot în Franța. Dar ce faci tot? Lucrează. Muncești. Muncești la... De construcții. Un fel, nu știu cum se cheamă, dar e legat de construcția. Are emoții, are emoții, are emoții. Câți bani îți trebuie ca să fii împlinit și fericit și ce o să faci când o să câștigi, nu știu, prima 100.000 de euro? Păi nu știu, cred că așa ne-ar țichide, nu că ne-ar țichide. Îmi iubesc foarte mult pământul și cred că le viez, ador foarte tare. Deci bunei tu vrei casă la soț și o să revii înapoi în patrie. Da, bunei mei se ocup cu livezele și... Adică viitorul tău tu îl vezi la țară. Iau 3 apartamente și stau pe spate, da.
țară, lucrând ca agricultor? Pur și simplu, hai să vă explic cum se treaba. Dacă aș avea mulți bani, dacă totuși merge vorba despre asta... Mulți bani asta câți? Nu, stai un pic, el povestește că era mult. Cred că dacă aș fi în Franța, acolo aș munci, de exemplu, hai să spunem, eu iubesc mulți, fiu programist, da? Poți să lucrezi acolo și la țară poți să lucrezi și alții. Concomitent să mai ai, da, cum conduc, cumva să conduc, adică bun. Ceva de genul. Iuri, tu afirmi în anchetă că îți dorești extrem să-ți găsești sufletul pereche, vrei o femeie cu care să întemeieze o familie, vrei trei copii și zici că bărbatul este cel care face bani, deciziile se iau împreună. Corect. Dar, ce nu accepți? Bărbatul este cel care face bani și deciziile se iau împreună. Mamen the provider. Categoric, la partenerul de viață este ca să nu fumeze și să nu servească băutul? Servească așa numai în, la ocazie. La ocazie, la petrecere, la o zi de naștere. Servești? Tu fumezi? Da, de la 16 ani. Eu nu pot fără țigări. Deci, așa, la ocazie, la o zi de naștere. Nu pot fără țigări. Du, la 16. Hai să te repărăsc. Nu, stai, că fumat mai este. Dar tu ai vrea să trăiești la țară? Tu te vezi ca... În pădure, în casă în pădure, da, aș vrea să am o casă în pădure, dar să nu trăiesc acolo, puteam să mă duc la vie într-un fel. Cam povești, da. Dar Iuri nici nu a afirmat că o invită să trăiesc la sat. Iuri a zis că poate să mă... It seems like Iuri just couldn't hack this one. Știți că în Franța, cum este stabilit, și concomitent să gestioneze și om business anumit, pentru că el vrea să investească toți banii pe care îi câștigă aici în Republica Moldova. Da, e efectiv emoloaică de Republica Moldova, Tumblr 2012. Moldova. Da. Ce calități ar trebui să mai aibă potențiala ta eroina a vieții? Am înțeles, nu fumeze, să nu servească, mai departe. Să fie gospodin, asta e... Să-ți facă curat și mâncare, da? Asta cred că e ceva important, mai ales pentru un bărbat. Ana Maria vrea ca bărbatul să-i facă borș, așa că nu știu cum aici la voi deodată este o problemuță. Știu, pentru că am locuit cu sora mea la Chișinău și el lucra și eu, dacă eram la școală, era mai mult pe acasă și mai mult eu găteam, chiar și m-am învățat și mă descurc foarte bine. Deci, referitor la acest capitol, cine gătește, nu e nicio problemă, care vine primul de la fii de la serviciu, dar... Tu ești tablet cu transparentate, tu îți faci tot lege, tu... dar relația asta în care ochii nu se văd, se uită, știi cum? Da. Ar merge? La distanță nici cum nu merge relația. Iau, s-a întâmplat așa ceva, au fost cazuri și nici cum nu merge. Dar nu mai este la distanță. O să-și facă, da, pe pământul lui Iuri, o să-și facă o plantație de lobodă împreună. Eu, de exemplu, dacă... Sunt gen 100% sigur că sunt gen ardeleni sau ceva în chat care sunt. Ce e aia lobodă? De ce încă nu știm ce este o lobodă? Când aș alege partenerul sau dacă ne-aș găsi cu siguranță, eu cu mine. Adică eu dar nu văd nu ceva. Nu, eu am înțeles. Pur și simplu nu văd sensul ca la distanță... Corect. Iuri, dar până acum ce întâmplări ai avut? Ai avut vreodată vreo istorie de dragoste? Nu, chiar nu, niciodată. Slobodă e și în Agdeal? Nu, 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 e slobodă. Îți place? Da, e frumos, drăguț. În caz că în această țară, eroina noastră te alege pe tine, ce faci să mai departe? Ea nu merge cu tine în Franța, tu rămâi? Revii în țară? Nu. Ți-ar numai complex, stai un pic de zi, să vin ce se întâmple. Și pentru familia mea acolo și eu cred că... Eu dar cred mama ta că... unde este? Ea acum este la moment în Moldova, dar îi pleacă și ea. În scurt timp pleacă și ea. Păi voi toți ați emigrat. Pleacă și ea la muncă. Da, toți în afară de mamă. Dar la casa părintească cine are grijă? Nu știu. Pur și simplu aici la Moldova nu e... Nu văd. Eu, de exemplu, dacă m-aș întreba cineva, eu nu văd sensul. Aici în Moldova străiești. De ce nu e sensul în Moldova? Uite, dacă toți... Tinerii n-ați pleșit din Moldova și ați fac pentru țară, adică țara e frumoasă, mare și adică și este buduce, este viitor și sfântă de la Dumnezeu. Da, așa te-ți pleacă, îi zic că nu. Nu se faci așa, bro. Dar n-ai încercat cumva... Așa este, Ian, corect. Să-ți fondezi o relație acolo în Franța. N-are rost să vii, să fii trecut în acte, că locuiești undeva în București, în zona Obor, alături de alți 12.000 de compatrioți moldoveni.
Acolo sunt femei frumoase. Da, sunt, cu siguranță sunt. Dar tu vrei o moldoveancă? Da, cu siguranță moldoveancă, nu vreau alte. Da, de ce? Pentru că ești frumoasă. Pentru că sunt frumos și ele se crede. Doamne, vă urăsc. Ian a băgat leurdă. E prea slabă loboda pentru el. Unele care sunt cele. Ai un pic la Ana Maria și Ana Maria la tine, pentru că voi sunteți în cadrul emisiunii. Noi am două cu Maria. Azi doamna Cristina ne lipsește. Aveți momentul potrivit pentru că în câteva clipi o să te invit în scenă. Pune-te rog câteva întrebări și dacă este potrivit pentru tine și viceversa. Eu se pun întrebări. Da, sigur. Okay, deci mie îmi place muzica, după cum am mai spus. Tu știi să faci borș. Da. Da. Păi ce tangență are muzica ta, muzica ta iubită cu borșul? Eu mănânc borșul liber. Poți să argumentez o chestie? Îți place când sau să asculți? O să asculți. A, să asculți. Aha. Da. Deci, muzica unește, dar până ajungi să asculți o muzică. Păi dacă îți place să asculți, nicio problemă, pentru că am atât Spotify cât și Apple Music. Ecuit. Am ecuit niște conturi. Poți să asculti Ilumina fără reclame. Nu știu dacă știți, dar ce chiar să ecuiesc de astea, da? Spotify și ți le vând pe net și stai și tu îți vezi de treabă pe contul tău și se apucă unul și pune ceva muzică indiană sau mai știu ce. Că bună și calitativă și așa că se sufletă, trebuie să mănânci și un borș. Începe să cânte Nane Like a Star în timp ce îți vezi și tu de treabă. Pentru că ești prezent în cadrul acestei emisiuni, te invităm în scenă pentru că, de altfel, așa este regula. Succes e mare și vrem cu toți să urmărim ce surprize pregătit pentru eroina noastră. Eroina noastră. Uite, poate pare puțin banal, însă când e să-l îmbrățișezi, să aduci în minte de mine și asta în sens că ești foarte drăguț, foarte frumoasă și mereu când e să-l cuprinzi, eu o să fiu lângă tine. Mersi mult, drăguț. Reacția la ursuleță e prea... 100% popadanie. E pe olex.md deja. Foarte frumos, toate aplauzele. De ce e cringe, Dănuț? De ce e cringe? Este un gest foarte simpatic din partea lui Iurie. Care e problema? Care e problema? Pentru Iurie, o surpriză absolută minunată. Iurie, ții succese mari. Realizări multe și neapărat vii simplu pentru că tu chiar le meriți, ești un băiat. Mulțumesc. Bravo! Și așa este regulat, te invităm în cameră de așteptare, cine știe tocmai pe tine, poate pe te invită Ana Maria într-unul vieții. Mulțumesc! Ana Maria, ce păreri ți-a lăsat Iuri? Pentru că astăzi tu ești eroina principală, tu ești cea care trebuie să te convingem ca tu să-l alegi pe unul din pomieri. Ce s-a schimbat jubilii? Și primul, Mire, ce păreri ți-a lăsat? Ți-a plăcut fizic, moral? Ce aspect nu ți-a plăcut, de exemplu? Nu-mi place să spun în general despre fizic, pentru că fiecare om este frumos în felul său, așa că... O, la sigur, asta îmi place. Da. Da, și referitor la caracter, deci el dacă este psihotare, eu nu am de gând să emigrez în acest moment, pentru că eu iubesc Moldova, iubesc țara mea și cred că țara asta se dezvoltă cu încetșor. Foarte frumos! Și cel mai important, se dezvoltă prețurile la imobiliare. Dacă cumperi acum 5 apartamente, stai pe spate toată viața. Vreau să rămân aici. Da, poate să călătoresc psihotare, să vizitez țări. Dar de ce nu te-ai gândit la altceva? Cum ar fi? Pentru început, doar bărbatul nu cere mâna. Nici femeia nu se mărită peste o oră de cunoștință. Da, să încercați, să explorați țara, atât Republica Moldova, cât și acolo unde muncește el cu familia în Franța. De ce nu? Nu puteți turism să migrație. Să te duci și să trăiești acolo, eu cred că tu o să trebuiască să lucrezi la greu. Tu... Eu țară mărdară, foarte bine, am fost în Franța. A, da, foarte mărdară, mai ales că tu știi deja ce se întâmplă acolo. Eu nu cred că se merită acum să lași facultatea și să mergi undeva, dacă tu ești bine mersi aici, ai unde trăi, ai cu ce trăi, ai cum să faci bani, etc. etc. Bet, este foarte bun, el are un scop anumit în viața lui, el este așa țintit pentru ca să facă bani, pentru ca să-și construiască viața lui, business-ul lui, el caută o parteneră, dar mi se pare că tu ești prea romantică, să spun. Deci doamnele astea, ca să înțelegeți, doamnele astea sunt aici ca să o ajute pe ea să-și aleagă un partener și de asta își dau cu părerea despre
despre ăștia. În acest episod, sincer, au fost cam relaxate, nu cred că aveau timp de filmare, dar în alte episoade sunt foarte cu gura mare. Sunt, păi ăla ai văzut pe ăla ce zice? Păi ăla e bărbat? Bun pentru dânsul. Ești totuși așa, un pic mai... cu ochelarii roz, cum spune Lenuța. Da, mai nouri. Da, dar el e așa, el e mai practic, mai, nu știu. Dar nu trebuie să fie așa un bărbat. Un bărbat trebuie să fie practic. Un bărbat este un fapt. Prin fapt îți poate demonstra. Eu nu odată am zis. Eu dacă vreau Floriu, cu Floriu îmi compăr și singură. Lenuța, eu sunt de acord. Eu sunt de acord, dar sunt categorie de bărbați care acceptă capricii și care nu acceptă capricii. Atunci să fie clorist în momentul potrivit în care hai să-l invităm potențialul miricul numărul 2. Să vedem. Acceptă ori nu. Să-l cunoaște pe potențial mire cu numărul 2. Dădălin, let's go! Bun! Salut! Salut, mă cheamă Dădălin, ești foarte simpatic. Permiți să petrec până... Da, sigur! Fredălin, 25 de ani. Bă, e speolog! O persoană foarte multilaterală. O, meu Fredălin, la nuntă. A absolvit colegiul de medicină, cursurile de masor și școala de operatori. Acum câștigă un ban în plus făcând masaj la domiciliu și de asemenea muncește în sfera construcțiilor. Masaj la domiciliu. Împreună cu mama sa, e pasionat de turism, sport și jocurile la calculator. Ar vrea să călătorească mai mult, ca să viziteze cât mai mult. Asta e ursulețul de la dat Iurie. Bă, asta e ursulețul lui Iurie. Bă, nene! De țări. Trăiește împreună cu mama și cu fratele mai mic de la alt tată. Își caută o mireasă care să fie o domnișoară de vârsta lui, fără obiceiuri proaste. Este gata să-și împartă cu ea timpul și finanțele, iar de îndată ce se va profila ceva serios, e gata să-și împartă cu ea și casa lui. Și casa lui. Fredelin, bună seara! Bună seara! Păi de ce mă bucur să te revăd? De semne? Noi urmărim de acum cum coborai din scenă, am sensizat și spune tu, Maria, că seamănă cu mama lui. Seamănă cu mama, așa de tare. Mi se pare că cu cât mai mare ești, cu atât mai mult seamănă cu mama. Cu cât mai mult înaintează, nu? Da, așa e genetica. Bă, ăsta-i nepo baby? Stai un pic, că asta o știu pe măsa? Păi e nepo baby! E decide cel mai mult da, la un se zice dict... că băieții care seamănă cu mama sunt fericiți în viață. Eu așa și ești. What? Gen, marea majoritatea băieților seamănă cu mama. Fericit? Eu văd că tu ești foarte pozitiv, tu emani energie pozitivă. Întotdeauna când vizi în bie, așa e așa o senzație că ai o lumină deosebită în tine. Dacă eu primesc plăcere de la... Doamna, că am plecat acasă cu Fredălin, nu mă zic. Lucru care se întâmplă acum, de ce să nu arăt că eu primesc plăcere? Așa, ca să înțeleagă și cei de acasă, dar și eroina. Genetician aici, are dreptate doamna. Noastră principală ce se întâmplă în viața ta privată, dar și cea publică. Fredelin mai are încă un frate, trăiește cu mami, tata este decedat, așa după cât țin minte eu, concomitent, acest bărbat... Just randomly dropping faptul că taică-su e decedat, like straight up. Da, din când înțeleg tu mai ai o frate, un soră, mai ai o frate, un soră, trăiești cu mama ta și tatăl tău este decedat. Bro, come on, dude. Minunat, are 26 de ani, împliniți, a absolvit colegiul de medicină, cursurile de masor și o școală de operatori. Mai câștigă un ban în plus pentru masaj la domiciliu și o mai ajută și pe mama în sfera construcțiilor. Da? Așa da. Ți-aminte. E pasionat de turism și dorește extrem de mult să exploreze nu doar țara. Stai curios unde a călătorit Fredălin? Noastră, dar și peste hotare și își caută mireasa ca să fie de o vârstă cam cui dânsul, nu zice una de 40 și să-și formeze o familie. Mie mi se pare destul de gheia de alea candidat, cred că să aibă șanse, cum vorbești felul și cum se comportă, cred că să aibă șanse. Când zici că îmi doresc extrem de mult o relație serioasă, la ce faci referire? Eu cel mai mult relațiile care le-am avut au fost relații pur și simplu mai mult prietenești decât relații de iubire. A fost pasiune, nu a fost iubire adevărată. Ce înseamnă iubire și pasiune? Când o culci? În pasiune sau în dragoste?
pasiunea când îți place tare de o persoană. Ai văzut, îți pare că să-i dragoste la primă vedere. Și timp de câteva zile, timp de câteva săptămâni a trecut și... Dar cât a durat cel mai mult, cât a durat relația ta de dragoste? Jumătate de an. Și din ce cauză v-ați despărțit? Distanța. Eram la distanță. La început eram mai mult alături unul de altul, dar pe urmă ea din sat, eu la oraș și distanța a crescut. Dar câți ani ai avut? 19. Ei, poate și vârsta era alta, dar eu mai știu că ochii care nu se văd, nu neapărat se uită, dar... Se uită. Se uită, da? Dacă permanent te suni, permanent... Am aflat ce înseamnă această vorbă, la gen 22 de ani. Am auzit toată viața, ochii care nu se văd se uită. Cum se uită dacă nu se văd? Eram constant la mine în cap. Cum se uită exact dacă nu se văd? De ce s-ar uita dacă nu se văd? Unde se uită? Joc. Mă întrage atenție, nu se uită. Dar dacă singur nu... Suntem într-o eră de globalizare în care avem acces fiecare la internet, la orice platformă în care pot vorbi. Noi deja poți fi stabilit cu traiul, fie că în Africa, fie că noi vorbim în fie ce zi putem servi același ceai. Eu mai cunosc o vecină care servește câteodată la un pahar de vorbă cu o altă prietenă care este stabilită în străinătate și amândouă să-mi bat pe Viber dacă trebuie. Mai stă câteodată la un pahar de vorbă. Doamne, adog gaiul moldovenesc. Noi ne vorbim în fiecare zi, putem servi același ceai. Eu mai cunosc o vecină care servește câteodată la un pahar de vorbă cu o altă prietenă care este stabilită în străinătate și amândouă să-mi bat pe Viber dacă trebuie, știi? Așa că eu nu văd nicio problemă. Asta și-i sens, că trebuie să faci tu pași, dar nu să aștepți să primească cumva. Deci spune-mi tu frumos, te rog frumos, noi am aflat deja unde tu lucrezi, dar cum petreci timpul liber? Timpul liber, mă duc... în locuri noi. La restaurane noi, la încăperi noi care s-au deschis. Cheltuie bani. Cheltuie bani care am făcut. Dar ce muzică tu asculți? Că la noi una din condițiile miresii noastre este muzica să fie aceeași să o ascultați. Dar ce asculti tu? Eu am uitat. Underground rap american. Underground rap american, dar nu a stricat. Stop. Ce să ascult? Bunica bate toba. Care nu îți place? Eminem, Century, ăștia noi, școala nouă. New School? Scream, Ruby de Cherry. E ca să sunteți pe aceeași platformă. Într-un la mine mai mult e rock. Eu îi ascult o parazit. Rap tot la scut, dar mai mult e rock-ul. Standardul este aria rusească și Rammstein-ul german. Metallica, Nirvana. Respect, Nirvana, da. La fel. Aleluia! Poate ai stăie ce? Am putut să întreb, la tine e potcoavă sau semilună? Semilună. Semilună. De ce? Măi... Asta nu înseamnă potcoavă. Măi, Frădălina a întrebat dacă asta de la gâtul este o potcoavă sau o semilună. Măi, oameni buni, e un croissant. Semilună. De ce? Asta nu înseamnă potcoavă. Nu, că au diferite simboluri. E frunză de lopotă. Sensul e ca, după cum mai mult înseamnă norocul. Semilună asta, renaștere. Frădălina a citit pe valurile alfa. Noire, de-abia e începutul. Așa, după cum țin minte... Păi Ana Maria și așa spus că ea este o încăutare de sine. O să vede că are dispoziții, se vede că el e deschis, nu poartă mască, asta și el e în glavă, el e deschis. Ziceai că ai multe licențe. Oriunde ai făcut din... licență de Windows, licență de Photoshop. Asta așa, că cursuri, că ai nevoie, că... dar la ce îți trebuie atât de multe? De la Yu-Gi-Oh! A luat Yu-Gi-Oh de pe G2A la pachet. A dat la tot cartierul. Am văzut multe persoane care lucrează la același lucru ani de zile. Nu le place, dar lucrează. Mm-hmm. Pentru că e stabil. Pentru că vin bani. Însă eu am văzut starea lor emoțională. Ca să singurul metod la dânși ca să odihnească, nervi securițe. Zdup. Atât. Dar tu servești alcool? Servesc, însă nu iubesc, servesc mult. Fumezi? L-am lăsat de mult. Ce înseamnă servezi, dar nu prea mult? Care e cantitatea? Cantitatea... Îți dai seama ce problemă e alcoolul la moldoveni dacă
Dacă asta e zi. Dacă asta e, asta te întreabă la primul, la primul date practic. Ce înseamnă exact că nu servești mult? Spune-ne în litri exact. Servesc ca să mă îmbăt tare. Trebuie să mă învăț ca să atunci să te relaxez un pic. Relaxare. Dar mie nu-mi place alcoolul, eu urăsc alcoolul pentru că nu e gustos. Mie îmi place cei ce-i dulci, zahărul, tot asta. Că noi știm și alcool dulce. Alcool dulce este zilis. Nu, el simt spiritul, ce ești simt spiritul, eu urăsc. Mirosul este de spirit, nu știu cum, parcă îmi creează. Înseamnă că sunt cocktailurile care dulci. Nu, oricum spirit are spirit, dar spiritul pe mine mă infectează. Bun, o să treci la sucur. Zi-mi, te rog, Fredelina, în caz dacă Irina noastră în această seară face alegerea și te... Bea tasul, preot, nu-i că dă lobotă. Te invită pe tine în drumul vieții. O duci acasă la mamă, faci cunoscut din start sau ne mai gândim? Nu, nu, ne mai gândim și chiar unde. Te gândi pe mama nu e acasă. Mama nu e acasă. Opa. Da, al doilea mine are legături cu Franța. Franța e acasă. E, tu, adică gestionezi dat tot ce înseamnă casă, frate, spalat. De câți anișori are frate? 15. Acum 8. Anișori de mus sunt o leacă. E măricel. Câți bani e necesar pentru că tu ziceai că vrei, îți dorești extrem de mult ca să câștigi foarte mulți bani ca să-ți cumpere o casă? Eu vreau să am destui bani ca să cumpăr casă, că la fel, din când în când am și aceeași problemă ca și Ana, procrastinație. Adică să mă liniesc cu leac. Să stau în față, să fac nicuri. Da, ok, dacă voi amândoi vă luați, pe unde vă leneviți? Păi o să aibă business pasiv. Asta și sensul. O să vă duceți în călătorii, bănuiesc eu. Unde ați vrea să vă duceți împreună? Ia? Da. Fantezia. Eu nu-i vezi țările calde, acolo sunt făianji, reptilii, poate iasă șerpile din... Da. Dar păi, Frădălina să te apere. Asta e tamană categorie celălalt. Nu țările calde, doar se poate dus în Odihnă și în țările unde se poate de dat cu snowboard-ul, unde e zăpadă. Nu chiar așa. Olanda, Amsterdam. La fel, asta... She wants that loboda. Mergi la loboda. Nu-i zăpadă? Nu chiar așa. Olanda, Amsterdam. La fel asta. Tot e ceva nou de văzut. Nu, nu se prinde. El nu este consumator de loboda. Cultură, alt plan. Dar voi n-ați fost în Olanda? Eu am fost în Olanda, am fost la Techno, și în Germania la toate rave-urile la Techno da am fost. Tu? Eu în Rusia mai mult în călătorită, deoarece acolo am lucrat și am avut și timp liber ca să călătoresc și să mă duc. Practic, pe final, vreau să te întreb pe tine, Ana Maria, este momentul potrivit în care tu acordi două, trei întrebări cât îți dorești sufletele tău, ca să vezi dacă este cel mai potrivit. Balanț. Eu nu mă fac cu balanță. La mine numai Leu, Berbiec și... Stai că am uitat. Și Gemini. De ce? Tu ești varsător. Tu uitați balanță. Găsesc echilibru toți. Voi aveți practic același caracter și amândoi sunteți... Acum ne-ar fi ajutat a treia doamnă care e zodiacolog, dar nu cred că a avut chef să vină la muncă azi. Foarte ușor în relație, în cum percepeți viața, cum mergeți înainte. Deci voi aveți foarte în comun, așa că degeaba tu spui că tu nu te împaci, tu pur și simplu n-ai încercat. Poate cu oamenii sunt diferiți, pentru că am avut relații mai de mult la 14 ani când am balanță și a fost strașnic, dar poate că asta depinde și de om, nu numai de zodie. Ia-te la dânsul, el deloc nu este strașnic. Eu strașnic. Nu spre fata, nu spre fata. Asta bagă, tot mă faci strașnic. Strașnic în alt mod, caracter, am vedere. Fredelin, dacă tot frumoasa noastră Ana Maria ți-a pus aceste întrebări, este recomandabil și tu să-i pui câteva întrebări să vezi. Dacă ce înseamnă strașnic? Compatibil, urma. Am tot să spun întrebarea cu pianul și cu dansurile. Ai spus că îți place. Singur cânt sau... Am făcut clasa la școala muzicală 8 ani, dar mai cânt așa din când în când la pian. Mai mult techno pentru techno. La dacă... pian pentru techno? Da, acolo sunt note muzicale în techno. Rile? Da, underground în techno. Suniți. Mm-hmm. Tu depinde de tonația care o pui. Și tu știi și tu? Eu cu aparatura pentru regularea sunetului la microfon am lucrat puțin cu așa aparatură. Ai sonorizat spectacole? Da. Și puțin cu sunetul mă pricep. Mai și am vrut să întreb cu... Îți place să dansezi discoteșile? La rave-uri.
Не тот. Asta e principală. Atunci, ce să zic, este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă. Vrem cu siguranță să urmărim ce surprize ai pregătit pentru frumoasa noastră eroină. Acum, la portarea asta cu... Dansează feric la rave-uri. Între voi, mi-am dat seama că sunteți foarte compatibili. Între timp, să vedem ce surprize ai pregătit. Succese! Băi, gata, nu mai faceți glumele cu Lobo, dacă își dă omul la subscribe de o lună, unsubscribe. Ana, că ăla-i cineva, dar a primit un gifted sub. Așa cum ai regele universului. Băi, dacă mai faci nu știu ce, ai grijă că... Ai spus întrebarea cu vorful. Vor și așa să facem, nu putem, dar am vrut să întreb, nu vrei să facem? Un pirog ori ceva deci asta... Rugi. Știu, asta chat aici e gen proba de talente cum ar veni. Și gen fiecare pregătește ceva sau face ceva aici. Ăla i-a dat ursulețul, unii cântă, ăsta o să facă un tort cu ea. Un pirog ori... Gata, năcazul Montan, mulțumesc. Ceva dulci. Știu că fetele dulci iubesc dulci. Da, desigur, eu iubesc dulcile, eu mănânc numai dulce. Cum împărțim? Tu decorezi deasupra, ori tu ungi stratul cu Nutella. Din mijlocul Nutella? Da, cu Nutella. Înseamnă că eu fac doar decorația. Uh-huh. Significi, așa să folosești, ori numai deasupra. Dă-i. Mai dați-vă două barcane. Ia-te la dânsa, tu spui că tu nu știi a găti. Parcă toată viața e ustor. Trebuie să ai motiv pentru a găti. Dar tu nu ești... Nu. Eu pe dulciurile nu am. Faptul că au pus absolut tot borcanul. A, da, tu cu selotă. Ia-ți. Și așa încă noi putem. Și așa putem. Zici că nu știi să muncească. Eu am impresia că din, așa se întâmplă. Iulia! Atunci când unei fete îi place un băiat și ea vrea să, să-l impresioneze. Mm-hmm. Nu, eu ador Nutella. A, tu ador Nutella? Aha. Îmi place că au scos eticheta de pe boicanul de Nutella și zic în continuu Nutella. Nutella n-am mâncat. Într-un tandem voie să bine să munciți. Ia uite ce frumos. La frișca? Eu. De ce așa puțin la frișca? Și... Mai mult frișca? Dar spune-mi și aici frișca de dedesubt. Nu, dedesubt aici. Ia uite aici. Pune mult frișca. Parcă ce frișca o fi asta? Dar nu putem să ne dăm seama. Ia să sunteți cunoscuți. Bucătare, auzi? Aaa, se rupe. Se va atât de bine. Așa. Medulci. Medulci. Am înțeles. Tarta făcută din dragoste. Eu cred că da, într-adevăr, îți merită aplauze. Între timp, frădelentul, tu vrei să o... Ce frumos arată, ce bun că este. Pe kilogram nu ai spus că mănâncă așa. Mersi, wow. Mersi, Ion. Gustă? Bun. E bun? Da. Bun. Ești ca hulălă. Și-ți faci ții part, soșe. Gust și eu. Dacă am făcut. Da, cât îi. Dragii mei, în acest caz, toate aplauzele sunt bine meritate pentru ambii. Bravo, bravo, bravo. Ambii ați muncit această tartă improvizată de altfel, dar cu la sigur e bună, e delicioasă. Da, Ana Maria, zi, foarte bună. Într-un ceas bun. Ce drăguț mănâncă. Frădelinții, succes e mari, de altfel tot timpul, ori de câte ori te-am văzut și te-am revăzut, ești un om colorat, ești un om absolut fantastic. Asta și... bag aici! E, tu știi deja regla. În cameră de așteptare și cine știe poate toma pe tine, te alegi Ana, Maria, Ana Maria. Ia dacă manciți lui Ian. Ia, ieți și torta și la noi. Mulțumim! Poftă bună! Scurtă pauză de pipi înainte de Ian. E foarte frumos ce urmează să se întâmple. Așa, să continuăm cu Ian Moldovean. Ana Maria, zi, ce părere ți-a lăsat Frederin, potențialul mirei cu numărul 2? Mi-a lăsat o părere bună, optimistă, dar cred că mai mult s-ar potrivi ca un prieten. De exemplu, un prieten care se duce la rave-uri. În cazul în care eu o să am prieten, iubit, da, eu nu o să pot pleca cu el în orice caz, pentru că asta nu e ok, asta nu e normal, mie nu mi-ar plăcea ca iubitul meu să facă și ceva cu alte fete. Dar el mai mult de ce așa... tu la friendzone-ul pe Fredă Limbă, frățioare, bă. Și mai ziceau...
Bună seara, porumb. Ca un prieten și nu-l vezi ca un, un bărbat? Potențial. Îl ia pe ea în moldovean, ia să vezi. Calmire. Da. Nu e carisma care mi se potrivește și în primul rând... A venit Frădălin cu boicanul de Nutella! Și eu cred în Zodii și la fel și Zodii pentru că am... Dacă el nu e carismatic, apoi eu nici nu știu ce să vă mai spun. El e foarte carismatic, el e foarte deschis, el e foarte luminos. Te rog, alege pe Fredelin! El are un caracter foarte plăcut și ca aspect fizic e foarte plăcut. Cel mai important, nu cerșește, nu ba din contra muncește și... activează în orice domeniu, vorba aia, știi, încercarea vine în oare, de eu să încerc și acolo, poate mies, poate cu brio, poate cumva. Da, dar încercă să îmi băglige pasa să-l ia pe Fredelin de pe capul lor. Referitor la surpriză, ți-a plăcut că am văzut că erai da, tocmai potrivit tare. Acolo lângă tarta aia. Foarte tare mi-a plăcut, pentru că eu ador dulcele, eu ador foarte mult dulcele și... Dar nu te-a comparat cu dulcele astea. Mă faci, nu, sigur, pentru că eu dulce mănânc și așa singură, nu? Da, dulcele, dragii mei, trebuie să mâncați singuri, să nu vă vadă nimeni. Ca să nu împărțiți. Da. Bun, deci până la urmă, ce să spun? Hai că nu, întrebarea întrebatoare vine mai târziu, pentru că mai așteaptă în competența lumea că numărul 3 vrea și el să vină aici în scenă și să fie cunoscut și cine știe, poate tocmai Ana Marie, tocmai pe el îl alege. Ia să vedem. Potențialul Mirii cu numărul 3. Go! Salut! Îmi pare bine că te-am văzut. Salut! Așa frumos. Știu că este o surpriză când ne-am întâlnit de nou. Aș vrea să te urmăresc tot parcursul vieții. Ce spui? Vrei să faci cum... Nu, nu știu că nu ești acolo. Ați auzit că ei s-au întâlnit din nou? Marcus Riga, 23 de ani, este rapper, producător și vocalist, iar studiile în domeniul muzical și le-a făcut în Rusia, cu toate că în prezent muncește la o agenție de imobiliare și este preocupat de sporturile electronice, nu uită de muzică în timpul liber. Sporturile electronice! Pentru că au tradus e-sports! Spune el, muzica este viața lui. Visează să cânte cu vedete mega populare. Sporturile electronice, FIFA. Are, de fapt, are multe scopuri și crede că el este omul care poate realiza orice. De fosta iubire l-a despărțit distanța. E adevărat că ochii care nu se văd, se uită. Unde se uită? Marcus, bună seara! Bună seara! Ca să nu stăm în suspans nici noi, nici cei de pe micile ecrane care sunt acum și nu urmăresc ce se întâmplă, voi vă cunoașteți? Da. Sigur că se cunosc. Ei au fost deja în calitate de prieteni aici. Da, eu am șansă vă zic de ce. Stai că vreau să ascult de la zi. Aici ceva se întâmplă. Da. Eu, povestește, ce s-a întâmplat între voi? Da, noi totul s-a început cu tatuajul. I-am bătea tatuajul. Ți ți-a făcut ea în dar vreun tatuaj? Arată-mi. Asta tot e ei? Păi măzgăreala ei? Carnetul ei, da. Dar nu poți să iei lumele. Da, asta sunt eschizurile care mi-au plăcut. Și ea ți le-a plăcut? Da. Așa, și ce s-a întâmplat? Rastaiane, cum e. Dar tu unde trăiești? Distanță. Ea, tu? Ce? Tu unde trăiești? Eu am fost la Orhei. Diferența, da, e mare. Da, și... Până la Chișinău ajungi. Și ea cu... Nu înțelegi ce se întâmplă, ăsta e... ăștia doi s-au pupat și ăsta a venit aici să o ia de mireasă. Univer. Trebuie să vă vedeți? Cu examene și nu putem să ne vedem așa de des cum am vrut. Asta e ciorna ei. Dar cât de des ar trebui să vă vedeți? Zi de zi, dacă se poate. Vă sunteți într-o relație amoroasă? Все сложно. Eu mai știu ceva, celor de acasă. Cei ce citesc, cei ce în căpușa ieși în gușă. Marcus Riga a venit special în cadrul... Ce în căpușă ieși în gușă. Și citesc, cei ce în căpușa ieși în gușă. Marcus Riga a venit special în cadrul acestei emisiuni, când a aflat că Ana Marie este eroina principală, pentru că... Cum vrea... adică traducere? Traducere la cei în căpușă ieși în gușă este cei în gușă ieși în căpușă. Ce traducere trebuie?
să o recucerească. De aia și întreb. Da. Povestește-ne, de ce să o recucerești? Ce s-a întâmplat între voi? Nu știu, m-am uitat în Chișinău. Stau în Chișinău, sunt mai aproape. Dar n-ai avut un telefon pe care s-o pot suna? Da, bună ziua. Nu, nu e așa. Farmicoiatul când vine în cadrul emisiunii. Da, adică, dar cu ce e greșit? Adică nu, asta este distanță, distanță, doar distanță. Acum distanța s-a micșorat. Da, spune-mi frumos, suntem. Ana Maria, Marcus are suficientă carismă pentru tine? Da, piele mai bine, zis, auzi? Are suficientă piele pe dânsul ca să poți desena până la adânci bătrânețe. Da. Eu ne-nchipu și se întâmplă la adânci, dacă se căsătoresc, că ambii și tatuaj. Eu cam înting aici ca să câștige vacanța, ăsta e premiu. Au mai venit doi care au pretins că nu erau împreună și au prins în flagrant. În frunte o să spună. Fraudă, fraudă la televiziunea moldovenească. Nu, 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 nu de voie să fac față. A, dar tu ai vrea? Eu am vrut asta, 36, să-mi bat aici. Da. Nu mi-a dat voie. Mi-a spus, nu, categoric, categoric nu. Pentru că eu am 36 și asta e ca și cum era ideea mea și nu... A, și-ai vrut un sop. Asta numai din cauza că a fost ideea ta, că eu să nu-ți fură ideea. Bă, da, fix aceleași 36, adică... Dar el oricum nu are. Da, dar nu pe față, eu nu pe public, față. Bă! Conceptul de 666 ideea ei. Și n-a lăsat să-și facă pe frunte. Nu că gen ca să nu se nenorocească că s-a dat-o pe față cu 666. Nu, nu, nu. E pentru că ideea ei, nu vrea să-i o fugă. Bun, haideți să-l cunoaștem pe Marcus. Dacă tot vă îl cunoașteți cei de acasă care n-au urmărit, Marcus este un rapper, producător și vocalist și a făcut studiile în Federația Rusă. Muncește la o agenție de imobiliari, da. Și este preocupat cu sporturile electronice. Corect? Din asta se câștigi? Din asta se câștigă? Când am timp liber, eu stau din ce muncă câștigi? Din muzică, vrei să-mi spui? Nu, din asta, imobiliari. Așa. De unde credeți că știe, tipa de combinația cu ei trei apartamente și stai pe spate? Vă întreb. Da. Câte apartamente ai vândut? Încă nu sună. Atunci cum tu câștigi bani dacă... M-a pus ursul ăsta aici? Au lăsat ursul ăsta amenințător al lui Iurie aici? Să nu uite că e privit. Doamne, bușul. Ursul cac. Când ai vândut niciun apartament? Nu știu, acum din bit am făcut rublu. Ai făcut măcar vreun pas spre visul tău, pentru că afirmai data trecută că îți dorești extrem de mult și visezi să faci un feat cu vedetele mega populare. Da, ce înseamnă feat? Pentru că o bună parte din generația mai veche... Feat asta este colaborație într-un cântic. O colaborare, da. Așa, colaborare. Un duet cum ar fi, da? Da, mai, da. Așa mai... Da, cu feat. Ghostman, Suicide Boys, ceva de gen... Deci visul rămâne valabil. Da. He dropped Ghostman și Suicide Boys la 6 TV Moldova. Let's go, baby! Da, asta da. E normal, pățane. Pasfuim așa. Ce zici, Iurie? Da, ăsta da. E normal, pățane. Pasfuim așa. Liniștit. Cum tu ai de gând să recucerești? Cum tu ai de gând să-i faci viața mai frumoasă? Eu știu cum. Cum? Hai! Pe la raveri. Pe la techno. Pentru asta e necesar bani? Mă duc la rave. Da. Cât costă un bilet? 400 de lei. 400, depinde de câte ori pe săptămână, pe an, pe lună, cum mergi? Nu, o dată în lună spate dus. Ai, 400 de lei pe lună, distanța s-a micșorat, eu nu văd, sincer, nu văd perspectivă. Hai, fantezie. Ba da, este. Marcus, de unde, că de muncit am înțeles, de unde trăiești tu? Acum în Chișinău. Cu? Singur. Singur eu. Deci, în caz că tu azi l-alegi pe Marcus dacă și de mai dai... de universul ei, da. N-are nicio treabă. Îi dai voie să te recucerească și să-ți demonstrezi că este un prieten absolut minunat. Ai putea merge să treci cu traiul mai aproape. Vezi că omul nu poate distanța pentru un să-i... Dar nu, eu înțeleg pe ea, pentru că eu sunt tot așa persoană. Dacă stai zi de zi cu persoana 24 din 24, tu te plictisești. Ei, și să zic eu după 15 ani măritată. 15 ani să la zi. Da, nu știu, eu mă plictisesc. E ca să o văd pe dânsa 24 din 24 în fiecare zi. Asta
Eu ca cănișorul sau eu ca cănișorul. Eu mă plictisesc din ăsta, gata. Marcus, oprește-te, oprește-te. Marcus. Marcus, oprește-te. Eu ca cănișorul sau eu ca cănișorul. Eu mă plictisesc din ăsta, gata. Marcus, oprește-te, oprește-te aici. Și ia-ți repijor cuvintele înapoi. Dar nu, asta când mă copii, eu să ți-am spus. Tu copii mai cuvintele mele. Tu ai copiat cuvintele mele. Bun, este momentul potrivit în care pe Marco trebuie și necesar să-l invităm în scenă să vedem dacă au copiat-o ori ba pe Ana Marie, pentru că ei știu și știu, dar între timp este momentul în care îți dorim succese. Dacă gâde să nu plângă, care că-i topită după Ian. În scenă, să vedem cu toții și să vedem ce se puse pregătit. Bianca. Uite, am pregătit o surpriză, o piesă nouă care a ieșit acum la Altair și vreau ca să dansez această piesă. După cum am auzit, da, că dansez. Da, feric. Și vreau să văd cum asta este realitate. Permiți? Nice, okay. Da. Let's go. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она черная бушка, будто это бургер. Еду в магазин Gucci в Санкт-Петербурге. Она черная бушка, будто это бургер. Йо-йо, это Маркус, я лучший рэпер за последние тысячи лет. Я лучше, чем Гост Мэн, Тимоти, Крид, Морген. Мэгин еще на бункаду ладенса, а стай дансу. Do magazin Gucci Санкт-Петербурге. Она жжет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербурге. Она жжет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербурге. Она жжет мой борщ, как будто это бургер. Доми, я кум данстез. Знаете, че песня лост? I don't give a fuck. Да я кум данстез. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербурге. Она жжет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербурге. Она жжет мой борщ, как будто это бургер. Ты не понимаешь, бонене, мерги на магазин Gucci să bagi un burger, ce nu înțelegi? Eu în magazin Gucci San Petersburg. Ei, Ana jet mă bușcă buta et burger. Eu în magazin Gucci San Petersburg. Ei, ia să te gafi ce ușau durge. Ana jet mă bușcă buta et burger. Деньги синие, как смурфы, красные, как губы. Hey, на мне полный зал детей, на тебе пустые клубы. Я люблю своих людей, как мне. Вижу твою тёлку на руке, татуировки. Пальцы ей вроде головки. Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербург. Я штие пьеса! Бэ, я штие пьеса, я штие, кэм вине пэла, дропу. Ворог. Твою тёлку на руке, татуировки. Пальцы ей вроде головки. Ты базаришь за стрелков, но в школе ты был лохом. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербург. Эй, Gucci Gang, Gucci Scout, на Două secunde. Două secunde. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербург. Она жжет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербург. Она жжет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербург. Эй, она жжет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Gucci Санкт-Петербург. Я настолько офигевший, что лежал в дурке. Она жжет мой борщ, как будто это бургер. Sorry. Căcatul ăsta este mult mai puțin cringe că ce se întâmplă aici. Dar ce zice? Vreau să știu ce zice. Mă duc la magazinul Gucci să am timp de burger? Cu dedicație pentru cei care nu știu aici când se... Nu, vreau originala. Mulțumesc, asta urma să caut și eu. Cum are doar 347 de vizionări după ce a apărut piesa la TV? Есть хороший товар, короче, для тебя. У меня есть охуенный борщ. Хочешь его?
Давай. Да, подожди, тут что-то есть. Еба! Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жертва бочка, будто это бургер. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Ай, е фула гусо, дай я не интеллигент, че зичет. Она жертва бочка, будто это бургер. Йо-йо, это Маркус, я лучший рэпер за последние тысячи лет. Я лучше, чем Гостмейн, Тимоти Крид, Морган Фейс, твой бак. Фактук есть на челаш аутфит, кум за зла телевизор с рекучерязка пая, и экзакт челаш аутфит, кое челаш чорапи. И даже Лил Памп Эшкере. Эй, еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Она жертва мой борщ кабу. Хоп, хоп, чине гая. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Cine e asta? Cine e asta cu aceste unghii? Cine e asta? Cine e asta? Gucci gang, Gucci scam, la tipa sublita. Coci și mei și zi-mi ia putea în dumă. Cine e asta cu aceleași unghii? Cine e? Ranajat mă bărș ca buta, hate burger. Iedu magazin Gucci, Sankt Petersburg. Merg în magazin Gucci, Sankt Petersburger. Ea mănâncă borș ca și cum e burger. Ok. Joc mă borș ca buta, hate burger. Iedu magazin Gucci, Sankt Petersburger. Ana joc mă borș ca buta, hate burger. Iedu magazin Gucci. Ia la filmat, ești nebun. Петербург, эй, она жрет мой борщ, как будто это бургер. Еду в магазин Гуччи, Санкт-Петербург. Потом дался копирайт страйк. Я настолько офигевший, что лежал в дурке. Она жрет мой борщ, как будто это бургер. Деньги синие, как смурфы, красные, как губы. Эй, на мне полный зал детей, на тебя пустые клубы. Окей, я принес идею, а мои сын альты кадры интересанты? Nu mai sunt. Ce mai fi scos? Marcus Riga 13. Ia să vedem ce mai scos. A, el a mai apărut la Hai să ne căsătorim. Foarte interesant. Hey. Yeah. Zi. L to the OG. 10-тал для тебя я, сука. Так мне говорила, что я урод. Aici asemăna puțin cu Fredelin. Ok, bun. Da, nu știu dacă observați cum i-au băgat piesa aici la început. Că efectiv, they didn't give a fuck. Efectiv l-au băgat direct cu versul. Vă rog frumos. Permiți? Nice. Okay. Da. Let's go. Nice. Okay. Da. Let's go. Yeah, magazin Gucci San Petersburg. Nu i-au lăsat și lui un pic la început nimica. Eu mănânc borșa. Marcus, felicitări pentru acest, pentru că am văzut că și Ana Maria se regăsește în cei ce când studiu. Eu sincer să fiu, poate nu am legământ toată dată cu muzica, nici cu universul, că n-am înțeles nimic din ce ai cântat. Ce strigai tu, Ana Maria? Ce cuvânt strigai? Burger? Ți-a mâncat? Despre ce este cântecul? Da, eu mănânc borșul de parcă e burger. El a semnat un cântec. A, chiar asta înseamnă că de că ai trolat ăla de mai sus. Chiar asta e că mănânc borșul ca și cum e burger? Să mă înțelegi că e semnat de tine, este cu dedicația pentru cei care iubitori de borș? Da, de eu, nu, pentru mine, că mănânc borș de parcă e burger. Bun. Dar piesa asta este semnată de tine? Da, că e o glumă. Nu, este schimbat. Ok, dar este dedicație pentru dânsa, da. Pentru Ana Maria. Ana, da. Maria, ai văzut ce bărbat, prin fapt îți demonstrează, îți cântă, dar și tu ai, am văzut că ei dansat. Mulțumesc din suflet, da. Mai ai Iurie, săracu, ce să mai zică? Nu i-a hăcuit și ei ceva. Ăla a venit cu piesă dedicată. Mi-ai spus lui Ana Maria, ori te invită măcar. Am terminat surpriza. Ce surpriză mai ai? Aș vrea... Așa. Aș vrea să... Îți spun, e foarte frumos. Aș vrea să încep cu tinitatul la zero. Nice. Da...
A luat inelul cu tot cu... Așa. Aș vrea să îți spun, e foarte frumos, aș vrea să încep cu tinitatul la zero. Nice. Și, da. Zis, nice. Nice. Frumos, aș vrea să încep cu tinitatul la zero. Nice. Și, da. Da. Este o cerere în căsătorie sau o cerere? Nu, de la zero să începem totul. Da. Și te-ai acceptat, Ana Maria? Da. Atunci am mai la tineri. Aplauze! Aș vrea... Cel mai mare blat din istoria emisiunii Hai să ne căsătorim! Morala poveștii, nu mânca borșul de parcă-i burger. Spun că eu am și mai mult șanse de câștig, însă eu n-am găsit inelul, așa că eu sunt pe doilea loc. Chiar dacă ai acceptat Ana Maria, eu cred că regula este regulă, Marcus. Te invităm în camera de șteptare să vedem cine știe. Poate între timp Ana Maria nu mai vrea să-ți oferi mâna. Rămâne doar cu inelul. Ție, în camera de șteptare, succes. Bine, Ana Maria, revină. Măi, dar cum am luat inelul ăla cu tot cu perniță? Eu idei nu am. De când moderez această emisiune, stau în suspans. Băi, atât ați cântat împreună, ați dansat împreună. Băi, Adelin era borșul și a ales burgerul. Uite, a recucerit. Salut, și apoi s-a dus în camera de așteptare. Vorbesc despre Marcus. Povestește-ne ceva detalii. Cum, ai luat inelul? Da, desigur este. Tu ești sigură? Da. Să vorba și eu. Te-o pun mărit, știi cât inel poți strânge. Eu sincer nu știu, tu ești încrezută, dar într-adevăr voi așa și nu ați spus ceva este la mijloc aici. Ce s-a întâmplat între voi că voi v-ați certat? Ce s-a întâmplat? Deci a fost o chestie pentru că lui place muzica rusească. Spre exemplu, Morgenstern, Timothy, eu n-am spus muzica rusească, eu răsc muzica rusească. Da, asta și... ce limba era? Asta era rusă. El ce-o cântat? Nu, nu, dar asta e face, asta e underground, gen, muzica underground. Mm-hmm. Dar ăștia, Morgenstern, Timothy, mai așa... Și el a vrut să-i fac un tatuaj cu Morgenstern și am spus că nu vreau să fac, nici nu-mi place. Măi, ăștia vă gândesc de Maya Morgenstern, despre cine vorbesc? Ce de gând, eu nu bat, ești nici nu... Așa asta a fost cauza că voi v-ați certat? Da. Da. Ana Maria, dar nu ar fi corect că oamenii de aia și sunt oameni. Suntem semeni, dar suntem diferiți totalmente. Noi fiecare avem mama noastră, fiecare avem destinul nostru. Nu era corect așa. El, lui îi place o variantă de artist, îți place altcineva. De ce tu crezi că partenerul tău de viață trebuie să coincidă cu tine totalmente? Oamenii sunt diferiți. Da, exact. Oamenii sunt diferiți și asta e specialitatea noastră. Adică, nu spun, da, e unică noi și ne putem să ne descoperim unul pe altul prin deci, asta. Dacă ar fi la fel, ar fi place într-însu? Ce calități pe tine? Iată, eu ridicat un cânt cu borș. Cu borș, ok. Ce-ți place? Ce calități de bărbat îți plac ție? Carismatici, veseli, umor foarte mult contează. Dacă el este... Umor. A, bă, că deja l-a luat pe ăla, ce mai tot atâta, ce bărbat îți place? Astea tot încearcă. Astea tot încearcă să-l vândă pe Frădălin. Da. El este cu mult umor, el este carismatic. Și mai are piele, el, care poate folosi la el acceptă să-i faci diferite tatuaje, dar perspectiva care este? Așa, real să ne uităm la perspectivă. E bun, el are 23 de ani, dar m-am potrivit după vârstă. Mai departe, hai, apără-l Linus, tu! Ei ascultă același gen de muzică. Eu, de exemplu, în viața mea nu știam că așa, la așa cânt, că așa se dansează, cum a dansat Ana Maria. Înțelegi? Nu sunt compatibil. Doar că eu vreau să văd ideea. Când se căsătoresc ei în doi, vicini cum o să reacționeze când o să cânte el așa gen de muzică, dar eu îți dau să mână, dar în general, e că voi faceți asta o zi, a doua zi și a treia zi cu siguranță să vreți să mâncați ceva. Dar pe ei mănâncă și cântă. Borș și cântă, iar tu ne-ai borș din cântec nu se mănâncă așa. Stați un pic, Adrian Elicopterul chiar a intrat live cu Jeffrey Star, like for real, și eu am crezut că e o glumă când a scris cineva mai sus. What? Hello, my friend!
Două secunde. Hai să-mi bă. Nu e țeapă? Ah, ok. Fuck. La Nexa pe story. Doamne, cât a postat ăsta. Pare că este. Nici Nostradamus, nici nimeni n-ar fi putut să prezică live-ul ăsta dintre Adrian Elicopter de Luptă și Jeffree Star. Acum dacă o văd pe Floricica dansatoarea pe TikTok live cu nu știu cu. Dar ăștia care ziceți că e fake, de ce ziceți că e fake? Adică gen... Gen a făcut el as a joke? Ca să pună lumea botul sau ce? Mă, whatever. Ne uităm mâine pe mine. Și bine cum acela care poți să-l faci tu. Noi suntem tineri, noi putem să lucrăm morși, care lucru, simplu și la job-uri, dar asta nu, banii nu contează în viața asta atâta cât... Dar ce o să faci tu, da? La sigur că da, eu te înțeleg, dar ce o să... Cum reacționezi tu la fraza pe care a zis-o Marcos? Că în mod de 24 de ori nu poate sta cu tine. Tu trebuie să te mai duci undeva ca să... Astea bagă discordie ca să ți-l ia pe Frădălin. I-am zis lui... Eu nu pot sta cu o persoană pentru că eu nu am frați și surori și eu nu mă pot împărți cu oamenii și... Nu-i drept. Noi tot nu avem, suntem unici copii și tot e ok. Da, dar ea este așa. Da. Și atunci ce faceți? Apoi eu îți duci la facultate, faci o pauză de 3-4 ore și iară se revede așa. De 6 ore ca tare. Da, și mai bine, și pus două drum. Dar el în timpul ăsta ce o să facă? Când el lucrează. Unde lucrează? Nu știu, în fine asta nu mă interesează. Nu m-am de gând să-mi bag în viața altcuiva. Ce înseamnă nu te interesează? Partea financiară, cine îți plătească mama și tata să facă transferuri? Nu, eu mă chit mie singură și deja el își achită, e singur și e și vrea și achite. Și cam atât, nu știu, bun. Așa lucrează. Da, dragă Ana Maria, facem o recapitulare. Pentru că în cadrul acestei emisiuni te avem pe tine heroina principală, dar mai avem și trei potențiali miri care abia așteaptă să îl alegi. Noi nu știm. Adică eu intuiesc că l-ar alege pe Marcos, dar cine știe? Fără ultimul moment la urmă cu inelul, el putea și să nu cucerească. Noi înțelegem ce o să se întâmple până la urmă, dar poate noi totuși te cumva te convingem să te mai uiți și la alți băieți înainte de a face un pas important. Cum ar fi, nu știu, poate Frădălin? Și să uite dacă gata, Lari, gata, făcut. Gata, făcut. Deci, în cadrul acestei emisiuni am avut parte de Yuri, 20 de ani, care muncește în Franța și la surpriză a adus un hacker. Curs, apropo, care este cu noi. Care este martor la toate ce sunt în seara asta aici. Și este un băt foarte educat, expresiv și care și dorește extrem de mult să-și găsească o femeie potrivită. Dar eu nu știu dacă... Nu, tot parcă nu e și potrivit. Dar hai să facem... După vine Maria și povestește. Frederin, 26 de ani, muncește, masior, este în construcție. Masior, face masaj la gagici acasă. La surpriză, te-a îndrulcit. Da, o tortă din aia făcută cu dragoste și pasiune. Și Marcos Riga. Dulciuri i-a plăcut. Și ursuleț i-a plăcut, dar dans prea super. Însă inelul ăsta prea a fost top. De obicei nu suntem între aici și fiecare și spune un gând aparte, iar decizia aparține totalmente ție. În această seară... Le-a făcut la doamnele astea masaj. Eu nu știu pe cine alegi tu, dar cu siguranță este momentul potrivit. Prezentatoarea e măsa lui Cristina X sau Cristina X dacă mai folosește 5 ani cosmetice coreene?
în care trebuie să ofer cuvântul și doamnei Maria, pentru că și ea vine cu niște gânduri pentru tine speciale. Din start am spus despre Iurie, prima unire, că mi se pare că totuși voi sunteți foarte diferiți. Tu ești mai mult romantică și mai mult așa, să spun, nu vreau să te obișnuiesc, dar ești așa un fel de persoană, acum, la moment, te văd, vietrină. Da, și nici de cum cu Iurie nu vă potriviți, deoarece el este foarte, foarte clar, foarte sobru, el știe, am spus că el are un scop în viață și el vrea să ajungă la scopul ăsta, fără Florișel și Gherghef. Dar cu tine, cu siguranță... Florișel și Gherghef. Parte, nu o să vă duceți mai mult ca atât, că tu nici n-ai de gând să iei Megrie. Fac Mary Kill, Marcus, Iurie, Fredalin. Și acum mă înveț. Fredalin, care îmi place foarte mult, care are perspective în viață, uh-huh. El tot, apropo, este foarte, cum să spun, el nu este persoana care o stă într-un loc. El, el ca peștișorul o să caute acolo unde este mai bine. Și, sincer vorbind, eu cred că tu totuși ar trebui să te uiți și la așa gen de băieți. Băi, ați combinați! Băi, ați combinați de 3 ani de zile! Și să-l vinde pe Fredalin! Și au venit aici să-mi bârlige o vacanță! Și să-l tot vinde pe Fredalin! Care au scopuri, dar care știu să fie mai diplomați, nu sunt atât de... cum să zic, nu sunt atât de... Da, efectiv, ți l-a făcut pe ăla ciornă de tatuaje și asta îl vinde pe Fredalin. Limitați în ceea ce îi... Dar tu la cine faci referire? Ascultă-mă, te rog. Limitați în ceea ce îi doresc în viață. Adică el tot își dorește și casă, și masă, și business, vrea să facă și bani, dar el este mai ușor, el mai ușor percepe situații. Îmi place acest format de emisiune tip secretariat, efectiv asta e, da. Prin care se trece în viață. Marcus, pe care noi îl vedem de mai multe ori, care este tot un băiat foarte simpatic, este un băiat talentat, bun. De când el vine la noi la emisiune, eu nu văd o evoluție. El cum a venit prima dată, un an sau doi ani în urmă, el tot așa și-a rămas. Eu nu văd o evoluție în ceea ce el face. El tot se prezinte reper, el tot se prezinte că el este un producător muzical. Până acum eu nu văd mari scopuri atinse. Nu și-a schimbat jobul într-un an. N-a făcut nicio evoluție pentru că și-a schimbat jobul într-un an. Mari schimbări. Dar eu aș dori pentru tine, ca pentru o persoană foarte drăguță, un bărbat care într-adevăr poate să-ți ofere ceva. Asta disociază să gândește cum merge cu ăla la nisipurile de aur sau unde îi trimit ăștia. Dar văd că Marcus are tendință, el ar vrea să te recucerească. Voi sunteți pe o undă, dar eu nu știu dacă el este potrivit ca să faceți un cuplu și să trăiți împreună. Dar pupărinte inelul, gata. Așa locuiesc împreună de 3 ani de zile. Ce care vină n-are? Renunță, noi câte fete de m-au primit? Inele și până la urmă nu s-o primit. Maria, spune pe cine să aleagă. Așa cine? Că eu nu știu ce să-ți spun. Mie îmi pare rău, sincer, cum eu să... Eu nu știu, eu n-am nicio preferință specifică. Eu ziceam așa. Prezentat că el putea să se prezinte mult mai bine. Dacă el are scopul să te recucerească. Așa că e clar pe cine tu ai să alegi, de-am eu văd după comportamentul și ochii tăi, dar ce urmează? Dar ce-a făcut? S-a prezentat foarte frumos. Eu mă uit fără entuziasm mare, așa că eu ca o prietenă îți recomand să te uiți la Fredalin, dar decizia deja este făcută, așa că este inutil. Eu cred că este bine și ok cu acel partener de viață cu care să-ți fii comod. Să fii compatibil. În această țară, o poveste de dragoste pe care, nu știu, să încheie, nu să încheie cu un inel, cel puțin ați cântat, v-ați distrat. Eu cred că s-a prezentat foarte frumos, Marcus. Rădălin Săracu agață numai tântici. E pe stilul Vlad Careman. Avea în comentarii toate tânticile. Wow, ce bărbat bine, wow.
Alegerile ți aparțineți, îți dorim succese mari și îți mulțumim pentru că ești în cadrul acestei emisiuni. Te așteptăm la braț să revii în scenă cu Alesul Inimii. Succese! Deci eu accept inelul care tu mi-l-ai dat, însă aș vrea că data viitoare să se schimbe ceva la noi în relație, să noi să evoluăm, ce nu se degradăm. Sunt de acord cu tine, îmi pare bine că ai acceptat. Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată, noi vă îndemnăm să vă ascultați inima și neapărat să vă faceți alegerea potrivită. Exact cum a făcut și iroina noastră Ana Maria, l-a ales pe Marcus Riga. Felicitări și amar pentru mire și mireasă. Vouă, însă dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri, nu ezitați să ne scrieți și să completați ancheta. Eu sunt aceeași, Lenuța Gheorghiță, și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! Lasă-mă, Cristina, nu vreau să cumpăr cosmetice! Ce frumos! Ce frumos, să ne mai uităm! Ce frumos! Nășica, da, ancheta e gen interviu. Ancheta e gen interviu. Straight representation de Pride Month. Și ne-a mai trimis cineva un blat la care ne uităm data viitoare. Dragi mei, că și este târziu. Și nu mai vreau să mai stăm până la 1 noapte, pentru că n-am dormit deloc de 2 nopți. Vă trimit la culcare momentan, dar ne vedem, cred că mâine și... mai spamează Oana, că n-am văzut, mulțumesc. Cred că ne vedem mâine și duminică cu Slavog. Cred. De fapt, nu cred. Unul dintre ele tot ne vedem. De fapt, nu, pardon. Duminică cu Slavoc tot ne vedem, numai că nu sunt sigur dacă vreau să fac mâine sau pe mine stream. Mai recuperăm. Vă trimit la Ivi. Fiți politicoși. Fiți drăguți. Dați-i follow dacă vă place de trânsa. Și... dar cum recoare? Underline, underline, go? Asta e? Da, asta e. Mă duc să bag și un burger. Da, ne vedem vineri sau sâmbătă sau și duminică, sigur. Pupici. Pupiești de la mine. Toate cele bune. Dați follow la Ivi și fiți politicoși că vă termin. Pup! Succese mari în continuare! Pa, pa! Doamne ajută!